Salut internet! Astăzi o să avem o discuție extraordinară alături de Sorin Pârcălab. Este unul dintre cei mai buni comedianți din România. Este mitraliera de glume, cum îi spunem noi, pentru care cele mai multe glume pe metru pătrat, cred că, dintre toți comedianții români și nu cred că se supără nimeni când spun asta. Credeți-mă, este cel mai cerut comediant în comentarii și ceilalți comedianți care au fost sau ceilalți pe care îl cunosc, toți au zis, bă, trebuie neapărat să auziți povestea lui Sorin de cum a ajuns aici. Așa că, Sorin, mă bucur că ai venit. Mulțumesc foarte mult pentru invitație și cred că prezentarea a fost un pic bombastică. Bă, nu, dar mulțumesc. Din punctul meu de vedere a fost exact ce mulțumesc trebuie, chiar frumos. Puțin mai jos. Mulțumesc frumos. Pregătiți-vă, nici nu aveți idee ce poveste urmează. Eu am mai tot povestit bucăți din viața mea în alte podcasturi. Nu vreau să cad oamenii că nu mai am ce povesti, doar că da. Aici este despre asta și o să fie probabil mai liniară discuția. Să vedem, cine știe. Vedem. Să nu punem presiune acum, Sorin. Adică mai liniar așa, cronologic. Da, nu, asta mi se pare interesant. De ce? Pentru că eu m-am apucat de seria asta, fiindcă am auzit de multe ori tot felul de oameni care ziceau, cel puțin la stand-up, că, a, mă, și ce mare lucru că ieși tu microfonul și spui două glume. Am eu un văr care urcă pe scenă. Deci da. Râs cu el, deci... Dacă îi dai două beri? N-ai văzut. Și tot timpul, da, este trigger-ul ăsta cu berile. Da, da. Atât, eu am unul la fața mea. Două beri dai și te arunc. Fără beri? Nu prea merge, da. Nu prea merge, dar alea două beri, aia deschid tot. E, și atunci am vrut să fac chestia asta pentru că am zis că dacă aduc comedianți consacrați, cei mai buni comedianți din România, care au ajuns la un nivel, dacă îi aduc și ei povestesc prin câte au trecut și câți ani efectiv s-au scurs până au început să câștige bani din asta, da. S-ar putea să-și mai schimbe unii oameni optica. Nu e valabil doar la comedie, la orice lucru artistic. Că noi vedem rezultatul, dar ce a fost în interior și mai ales la tine, care na, a fost o poveste fascinantă. Prima bucată în care am înțeles că are valoare comedia a fost când i-am văzut pe... când l-am văzut pe tata. El l-a moștenit pe bunicul, pe taică-su și la nunț îi dădeai două beri și era și era funny. Și era foarte funny pe la nunț. Era foarte, foarte funny. La masă sau lua microfonul și... Nu, bine, n-aveam microfon, nu făceau, mă rog, cu... Dar era funny, intra într-o zonă asta în care avea un flow comic și cumva era așa un... o stare de spirit pe care o avea aproape euforică și se manifesta și aici prin euforic nu mă refer, nu e un eufemism pentru băut. Era chiar într-o zonă, era într-o zonă în care era foarte bine dispus. Atunci în zona aia începea să devină foarte, foarte funny cu toată lumea. Aha. Făcea glume, făcea practical jokes, orice, personaje, mai vorbea ca unul, mai vorbea ca altul, nu știu ce să zic, făcea ca maimuța, dar avea un personaj maimuța care făcea chestii. Ok. Și era și pe fizica ține, dar și foarte, foarte fun în vorbește. Atunci, eu văzând chestiile astea, am crescut cumva înțelegând că astea au valoare, pentru că toată lumea abia aștepta să intre tata în starea de flow. Pentru că el până acolo era funny. Dar nu avea în zona de recital, că efectiv se ducea în zona în care jumătate de oră doar îi făceau pe oameni să râdă, știi? Și tu câți ani aveai atunci? Cam câți? Mic, măi, nu știu, de când a fost mic până când s-a oprit, la un moment dat când s-a oprit nunțile verișorilor mei, că n-am mai mers atunci la... nu mai avea loc unde să se desfășoare cumva, da. Că era un public strâns acolo, că erau la nuntă, dar și atunci erau mai mulți și îl știau, avea și încrederea. Că nu-i judecat, da. De tot. Era așa, în familie, să distrau, știi? El și mai aveam un unchi, care era prin alianță unchiul meu, era căsătorit cu o verișoară de-a lui tata, care și ăla era extrem de funny. Și ăștia doi, când se întâlneau la nunți, era extraordinar că ei se bucurau că s-au văzut și începeau să duceau în niște zone... la un dat făceau ei nunta lor, știi? Unul se îmbrăca okay. Cu fața de masă, își punea fața de masă în cap, venea unul, era preotul. Scenete, gen, scenete, dar era improvizat tot. Da, era extraordinar de funny. Extraordinar de funny. Primul contact cu scena, for real, să înțeleg, să fiu pe scenă și să înțeleg cum merge zona funny, a fost când eram pe clasa
a 8-a și sora mea organiza balul bobocilor, pentru, era a 10-a și organiza balul bobocilor pentru clasa a 9-a. Și balul bobocilor la noi în zonă se făcea, nu știu cum era la voi, că bănuiesc că și tot, nu, tot așa, da, nu? Da. Și era un bal la bobocilor și ea de a 10-a făceau, organizau balul pentru ea, sau a, cine? La noi a 12-a. A 12-a. A 12-a organizat pentru tot liceul și luau oameni din liceu de diverse clase care făceau momente. Cântau, da, 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 exact așa. Exact. Era un program artistic făcut de ele. De elevi, da. Așa. Și ăștia, na, aveau dansuri și aveau, cum erau pe vremea aia, breakdance și... După aia mai erau unii care cântau, corul, erau de la chitară, de la casa pedagogică, veneau cu chitările și cântau. Și atunci era foarte mișto că cam fiecare clasă participa la evenimentul ăsta. Și făcându-se balul bobocilor în zona artistică, mi se părea extraordinar că dădeai șansa unor oameni să își descopere niște pasiuni. Și atunci, da, în bucata, eu fiind a 8-a, am mers cu sora mea acolo, ea organiza balul bobocilor și clasa ei voiau să facă un moment comic în perioada aia când eram eu a 8-a, erau foarte la modă concursurile de Miss. Și deja începuse să fie hilar, că toate răspunsurile lor erau să salvezi balenele, delfinii, să duc apă în Sahara, să dea, era o fată care din Marghita nu înțelegea cum să rezolve o problemă ca, bă, cumpărat unei pâini în miez de noapte. Da, da. Lasă să rezolvăm problema delfinilor, dar era foarte funny. Și atunci tema acestui moment umoristic era băieții se îmbrăcau în fete exagerat de bombastice, cu țâțe, cu cur, fiecare cum își interpreta personajul. Pe fiecare din noi ne chemau, eram niște personaje din telenovele, că erau la modă foarte multe telenovele și fiecare avea un personaj. Și trebuia să-ți scrii tu răspunsurile. Aha. Și atunci unul din line-up și-o rupt piciorul, niciunul din clasă nu mai vrut să participe. Și sora mea a zis, bă, luate-l pe frate meu că e funny. Și atunci am avut un moment din ăsta în care mi-am scris acasă răspunsurile, am avut un personaj ăsta, eram Marimar. Marimar. Deci, da, practic, a fost un fel de una scurtă. Că tu cam, da. Știai premisele și ți-ai făcut niște răspunsuri funny pe premisele alea, nu? Cum ar veni. Mamă, îți dai seama de... Nu mi-aș duce chiar una, dar, mă rog, un moment de... Mi-am scris acasă niște răspunsuri la întrebările pe care le aveau ăștia. Și a fost extrem de funny. Adică, exemplu, îmi aduc aminte că prima oară când am cobubui sala, îți dai seama, erau o grămadă de elevi, veneau de-a 7-a, de-a 8-a. De acolo am prins dragostea de scenă și după aia am mai avut o bucată. După aia am continuat în fiecare an să fac momente de comedie. Mi-am făcut o trupă de comedie cu niște băieți. Îmi pun cheamă Marius Tolia, așa cum este ceva... șef pe la fabrica de bere din Timișoara. Oh, bun. Da, da. El ăla care fabrică cele două bere de care au nevoie comedianții ca să fie amuzanți. Da, da, da. Și mai era un băiat, Liviu Roșu, care acum cred că lucrează pe la aeroport, la nu știu ce, ăsta, centru de comandă, bar, n-am cum se cheamă. Și mai aveam un prieten care mai venea din când în când cu noi, Ștefan Micliuc. Și ăștia erau... trupa. Ăștia erau trupa. Și... am făcut noi, cam în fiecare an făceam de ziua orașului, tot așa, era un spectacol în centru și participau clubul copiilor cu momente, liceu, general, la toată lumea participa să facă spectacolul de ziua orașului. Și aveam aceste două evenimente într-un an, bal bobocilor. Două giguri. Da, 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 bal bobocilor și ziua orașului. Am avut o bucată când, cred că aveam 16 ani și eram la Sebi și ne-am întâlnit cu niște prieteni și am avut o bucată, nu mai știu ce le-am zis, cred că am făcut one man show jumătate de oră, ăștia râdeau cu lacrimi și atunci am avut așa un moment în care m-am gândit, eu, mie mi-ar plăcea să fac asta. Dar știai dar că nu, există? Nu. Nu știai asta? Nu, pentru că eram, da, la 16 ani nu prea înțelegeam, da, nu da, înțelegeam da, exact da. Forma, că eu atunci n-am, adică n-am un text scris, doar ce îmi vine în cap și... Dar am simțit-o cu am coloasem de la tata, știi? Și după am ajuns în facultate. În facultate ne-am cuplat cu
grupul casei. Deci eu cu Marius Tolea, de ăsta care fusese cu mine în trupă, eram în aceeași cameră în facultate. La facultăți diferite, dar am stat în aceeași cameră, fiind din Timișoara, nu? Același oraș. În Timișoara, da. Și atunci, cu el și cu încă un tip, Dragoș, am zis, băi, să ne facem noi trupă de comedie. Dar n-am știut cum să începem, că nu știi cum să începi. Te pui, scrii, ce faci? Ce faci, da. Așa, și am zis, Marius Tolea a venit cu ideea, bă, și de ce să ne facem noi trupă? Hai să mergem să ne alipim la o trupă, că este deja o trupă de comedie a Casei de Cultura Studenților din Timișoara. Și am mers, am dat probe, eram noi trei și mai venit vreo doi, care nu au mai venit de atunci. Și noi trei, împreună cu ăștia care deja erau formați, era un tip Flavius Coci. Flavius din așa, brigada, nu? Și... Flavius din brigada, da. Era Milo Dușco Miloievici și mai era un tip Mihai Chiriță, care erau cumva nucleu și mai aveau un cel care era referendul Casei de Cultura Studenților pe zona de comedie, Gigi Roșu. Și atunci ăștia deja erau grupul și mai aveau nevoie niște oameni să facă spectacol. Atunci am venit noi, am făcut un spectacol împreună cu ei, am făcut pantomime muzicale, cum se făcea pe vremea aia și momente din astea. Mi se pare foarte funny, pentru că e extraordinar de asemănător cu povestea mea, pentru că exact asta am făcut eu la Cluj cu Comedica. Și noi la Comedica știam de voi, din Timișoara, și cumva... Ai venit după, mult după da, la da, Comedica. Da. Da, da, eu am știut că tu ai făcut parte cu... Da, cu Nicu Bendea, cu Iancu, mă rog. Uh-huh. Dar eu când am intrat, ei mi-au povestit că mai există o trupă de genul ăsta, voi, uh-huh. Și cumva v-am privit cumva din capul meu ca un fel de rivalitate, cumva, în capul meu era un fel de rivalitate, da. Uh-huh. Și ne-am scris undeva în mai. Am făcut spectacolul prin începutul lui iunie, după care Marius Tolea și Dragoș au zis, bă, eu nu o simt, nu mai vreau să vin. Și mie mi-a plăcut foarte mult. Și Gigi Roșu, referendul, îmi tot zicea, bă, Sorin, rămâi, că ar fi bine să prinzi un festival de la Târgu Mureș. Și ăstea funcționau pe baza festivalului de satire și umor de la Târgu Mureș. Și atunci am tot zicea, băi, rămâi să vezi cum e un festival. Și după festival, dacă nu-ți mai place, poți să mergi, dar e un festival, după aia mai facem un spectacol, nu știu ce. Și am mers la festivalul de la Târgu Mureș, care se ținea la final de octombrie, început de noiembrie. Extraordinar vibe. Da, extraordinar vibe, prins, pentru că erau în Târgu Mureș să strângeau trupe din toată țara. De la eu auzeam povești, da. Mie povesteau Nicu, îmi povestea Iancu că ei mai mergeau și îmi povesteau, bă, dar știi cum o povesteau? Zici că era cel puțin de Edinburgh. Nicu și Iancu au prins două festivaluri, cred că, sau da. Trei. O să ajungem și la Bogata, că i-am zis și lui Nicu că mi s-a părut o mizerie cum au câștigat ei marele premiu. Au știu, câștigat? Nu știu. La un dat au câștigat marele premiu. Deci trupa Comedica a câștigat marele premiu pentru întreg aportul adus acestui festival și erau prima sau a doua oară la festival. Și erau trupe care veneau de la înființarea festivalului de vreo 11 ani de zile și niciuna nu putea această titulatură. Și de ce? Pentru că președinta jurului era de la Facultatea de Medicină din Cluj, era rector, decan și ori mers pe politică și mi s-a părut așa o mizerie. Vai. Pentru că noi într-adevăr ne-am pregătit să câștigăm atunci. Pentru că veneam de foarte mult timp și deja ajunsesem, trupa în care eram, ajunsese la un nivel de comedie care era cumva destul de... eram într-o zonă în care era o diferență destul de mare între noi și alte trupe. După aia ne-am întors de la ăsta, mie mi s-a părut extraordinar și Chiriță, care era agent de vânzări, o prins ceva contract, o reușit să ne facă un contract să mergem să prestăm la barul de noaptea hotelului continental din Timișoara. Și aveau un bar de noapte unde erau stripăriții și noi. Și ei aveau nevoie de un moment de comedie care să fie cumva generalist. Și atunci ne-am luat pantomimele și le-am adaptat puțin punându-le cu melodii englezești ca să meargă să funcționeze ca într-o zonă de Doamne. Comedie. Și a fost extraordinar. Și am început să facem bani. După aia mai era un club care se chema The Sound, am tot zis, a fraților Staici din Timișoara, care tot așa ne-au impulsionat. Ăștia au făcut un club care semăna a club de stand-up. Okay. Și ăla a fost primul moment, și ne-au chemat să facem comedia acolo. Noi eram cumva foarte împărțiți, că nu știam acum dacă mergem și la Continental și la el. Eram așa într-o dilemă și ăsta au zis, mea, n-are nicio treabă, că i-ați niște clienți aici, să alți clienți, nu-i da, ce treabă. Da, da. Și făceam săptămânal spectacole la Florin și la de acolo. Și
Mi-a zis la un moment dat, bă, nu vreți să faceți stand-up? Deja înțelegeam conceptul de stand-up, văzusem Seinfeld și mi se părea extraordinar. Dar România, acolo, unde era stand-up atunci în România? Se deschisese Cafe Deco. Ok. Și a apărut STO cu... Nu. Deci n-a apărut. Nu. Okay. Eu am auzit de Cafe Deco în 2004 sau 2005, nu când s-a deschis, dacă acolo, fix în 2004-2005. În bucata aia mi-am dorit extrem de mult să vin în București, să mă las de... Adică eu nu știam de Teo, probabil că s-au format aici ca trupă, nu știu istoria, dar în Timișoara nu știam de ei. Știam de Cafe Deco, că e un loc în care se face stand-up. Am văzut la România Cultural un interviu cu Chișu. Chișu, da. Așa. Și cumva voiam să mă las de facultate, să merg acolo, să mă angajez barman și să urc să fac stand-up. Da. Și după aia mi-a venit în cap ai mei și orele de matematică pe care le-am băgat și anul de sacrificiu pe care l-am avut după liceu ca să intru la Politehnică, că mi-a plăcea foarte mult zona de electronică și facultatea pe care am făcut-o. Și cumva m-am temperat și am zis, bă, mai stau, termin facultatea, mi-au diploma și după aia plec. Așa, și în bucata asta am avut așa un... Atunci am făcut prima oară stand-up, să urc, să încerc să fac stand-up la Staici, în... la The Sound. Am avut o glumă, am distrus cu gluma aia, am mai zis-o într-un podcast sau în două. E prima glumă pe care am scris-o, a fost am dat-o, am distrus cu ea și după aia o pagină întreagă de nimic. Păi și care e gluma? N-am mai vrut să zic, că mi se pare că e redundant, că am tot zis-o. Gluma era unele fete zic despre mine că sunt un porc, altele zic despre mine că sunt cel mai bun prieten, cele care zic despre mine că sunt un porc, nu mă prea cunosc, cele care zic despre mine că sunt cel mai bun prieten, nu mă cunosc deloc. Okay. Unii băieți zic despre mine că sunt un porc, alții că sunt cel mai bun prieten, cei care zic despre mine că sunt cel mai bun prieten, am băut mult cu ei, pe banii mei, cei care zic despre mine că sunt un porc, au soră. Și atunci, aia era, am distrus cu ea, man, am distrus, am aplauze, dar la prima glumă. Și după aia o pagină în șir de nimic. De nimic, pe măsură ce intram în mlaștina aia de nu s-aplauda, mi se părea din ce în ce mai trist și nu știam unde să o închid, că tot așteptam că viitoarea glumă să aplaudă și zic, băi, mersi frumos. Da, și după aia le-am zis, doamne, bă, asta e atâta, și după aia continuă cu un moment de pantomimă, de unde am ridicat sala și nu știu ce. Și mi-a cam că au venit, dar nu mai știu, ori Florin, ori Adi au venit la noi și zicea că, man, nu prea e ok, dar cumva în zona asta, că ei voiau să facă clubul de stand-up, știi? Și mi s-a părut foarte tare. Și atunci am fost descurajat de colegii mei de trupă să nu mai fac un timp. Dar cumva mi-a stat foarte mult gândul la bucata aia, că ar trebui să fac. În 2006, eu cu Flavius ne-am despărțit din vari motive, că ăștia nu mai voiau să continue, noi voiam să trecem la nivelul de făcut spectacole în țară. Mm. Ăștia voiau să o țină în modul de amatori. Eu cu Flavius am plecat și ne-am făcut altă trupă. Cum se chema? Sens Unic. În toți anii ăștia funcționam... Făceam bani, ca să înțelegi, făceam bani la nunți și făceam bani de revelioane. Aha. Deci când era revelion, făceam 4-5 baruri. 4-5, făceam trasee de 4-5 okay. Daruri. Dar trăiai din asta? Da. Adică făceai... Da. Făceam constant, trăiam. Mă poți să-ți imaginezi că trăiam. Nu, eu știu foarte bine. Știu la ce te referi. Dar luam bani, adică făceam bani. Odată pe lună aveam o nuntă. Da. Și așteptam nunta aia de nu poți să imaginezi. Mai luam la festival, dacă mai câștigam locul 1 sau 2, mai luam niște bani. Dar cumva erau tot timpul bani prezenți pe tot parcursul, suficient cât să te motiveze să vezi că, man, dacă ar fi să facem săptămână de săptămână, chestia asta ar fi niște bani. Da. Adică, și pe măsură ce oamenii ne-au văzut la nunți, începuse să fie așa o chestie exotică să ne ai. Că nu mai erau aceleași rahaturi, trei dansuri, două tipe care dansează pe masă, era altfel, că era super energizant și nu știu ce. Și atunci, faptul că erau prezenți bani pe aici, pe acolo, te făcea să te concentrezi și să înțelegi că există o zonă în care poți devină profitabilă. În 2006 ne-am întâlnit cu Doru Octavian Dumitru. Okay. Ne-am scris fiecare o bucată de stand-up, eu cu Flavius, că deja eu știam că vreau să mă duc în zona de stand-up, Flavius nu era foarte convins, așa a scris și el. Ne-am filmat la rece, man, cu cameră video pe o sală cu nimeni înăuntru, așa, și am arătat lui Doru Octavian Dumitru, care ne-a făcut să așteptăm. Care, din nou, Doru, dacă o să vadă asta, mega ne simți la faza aia.
Serios? Da. Deci ce s-a să zici ce băiat. Nu, fii atent. Nu, el ca om, foarte nice, ne-a dat din timpul lui respect asta, mi s-a părut foarte nice. Eu n-aș putea să fac asta unui comediant, aspirant. L-am cunoscut la mare, au zis n-am timp acum, dar vin în Timișoara în data de. Și noi l-am căutat în data de, ne-au răspuns. Și au zis că are spectacolul la The Note, era un club în Timișoara. Am făcut și acolo. La The Note și Etage 3, foarte șmecher. Ăla nu. În fine. The Note era în același loc. Era ăla cu telefonul ăla în față, londonez. Nu ăla era The Note? Nu mai știu cum era. Parcă țin minte că era așa bar specific. În fine, ne-i foarte nice. Înăuntru foarte mișto. Așa. Și avea spectacol acolo. L-am așteptat la intrare. Și ne întreabă, v-ați luat bilet, veniți? Și nu eram la mod, bine, eram rupți în cură. Deci biletul lui costa cât costa cazarea mea, cât costa cazarea mea la Cămin pentru o lună. Eu nu aveam banii ăia. Și i-am zis că nu, că n-avem bani, că suntem săraci. Și au zis, n-avem, că ne vedem după. Și mi-a suport așa țăran. Zis, man, nu poți să ne bagi, nu poți să zici, man, veniți cu noi, te băieți cu mine, dă-le ceva de băut sau ceva. O apă, man, sau ceva, trebuie să stai acolo într-un corp, nu vrei să vezi și tu show-ul, da. Na, și după aia l-am așteptat la restaurant până pe la vreo 12-1 când a venit de la club și a stat cu noi până la 5. Respect. Asta da. Că a stat cu noi până la 5 și a început să ne spună chestii. Ok. Am aflat o grămadă de chestii de acolo și am aflat de impresare. Vara următoare am zis cu Flavius, gata, mergem la mare și ne apucăm noi de stand-up și nu știu ce. Și am vorbit cu ăștia și... Iar certuri apăreau pe zona în care doi voiau să facă mai mult, dar nu puteai să folosești numele. Deci nu puteai să iei OZN-ul, să-l duci. Că noi, când eram la Casa de Cultura Studenților, ne numeam OZN. Ok. Așa. Și atunci noi voiam să mergem la mare și să luăm numele OZN ca să avem și noi un nume. Merge trupa OZN, știi? Ok, da. Așa, că ne gândeam, poate mai fost la Mureș, vin oamenii, că da. Ori mai vin din Craiova să mea. Că nu, că era numele Casei de Cultura Studenților și că să nu cum luăm noi, că noi toți am participat la el, să ne găsim alt nume. Okay. Asta mi-am aminte așa acum care erau certurile. Și atunci ne-am făcut o trupă cu Flavius care se chema Brigada 2x3, că mai venea uneori frate și uneori nu venea. Și atunci eram, că nu era Brigada 3, eram Brigada 2x3. Era, da, da, da. Tare, basically eram 2 sau vedem. Sau întreg când venea frate mai venea, eram întreg. La un dat am mers la mare. Am vorbit noi cu impresarul trupei Vacanța Mare, Dragosin. Da, Nicu Dragosin. Dragosin, da, da. Da, și Nicu Dragosin, impresar atunci Spitalul Nou. Spitalul Nou, exact, da. Așa. Și noi l-am rugat pe Nicu, i-am zis: "Bă, dacă tot ai trupe." Eu m-am uitat la Spitalul Nou și ziceam: "Nu pare să aibă viitor." Nu pare să, că n-aveau swag. Nu, deci Vacanța Mare aveau o zonă în care aveau ceva juicy. Știi, erau cumva destul. Din părerea mea, este doar părerea mea, deci nu vreau să o luați ca părerea mea subiectivă de om care făcea comedie în perioada aia și era se simțea frustrat. Exact, da. Asta am văzut și eu, când m-am dus la un spectacol de-a lor, veniseră ei în Suceava, eu deja cochetam comedia. Da, și erai cumva... Și m-am dus și mă uitam și oamenii râdeau în jurul meu și eu îmi judecam colegii și eram: "Bă, sunteți proști." Insipid din color, da. De, la ce râzi? Țin minte și acum, nu, Doamne ferește, nu vreau îl... Dar este... Ca să înțeleagă și oamenii chestia asta, punctul nostru subiectiv de a judeca trupa aia, da. Era foarte grav afectat de invidia. De invidia că aveau, noi știam că au managerul Vacanței Mari, da. Și eram, man, de ce n-am dar eu? Dar nu merită, da. Da, mă rog. Și noi l-am curtat pe Nicu Dragosin, l-am chemat la o bere, i-am explicat ce vrem să facem, i-am dat un CD și... Nu vreau să aibă de a face cu noi. Zic: "Bă, nu, că eu am pe băieții ăștia." Și am zis: "Man, dar nu totuși." Nu. Și ca atunci... să înțeleagă oamenii care se uită la noi de ce era important un Nicu Dragosin, era pentru că avea contactele tuturor locurilor din țară. Asta? Unde se făcea. Și aveam know-how. Da. Pentru că noi nu aveam niciun know-how. Noi am plecat cu gândul că vrei să facem spectacol, dar nu știai ce formă juridică trebuie, unde să fac bilete, că pe vremea aia se făceau bilete la tipografie, trebuiau luate ca primei, nu știu, ele devineau fiscale la un moment dat, nu mai știu care era procedura. Deci era destul de complex. Nu știai cum să ataci un control. Dacă îți vine un control, nu știai ce să faci, ce acte trebuie, nu știai ce acte trebuie să ai. Trebuia să fiscalizezi bilete la fiecare primărie, să ceva taxă de teatru, trebuia să ajungi cu o zi înainte să le fiscalizezi acolo. Era foarte dubioasă toată treaba. El având contactele, trimitea bănuiesc biletele, se făceau, se întâlnea acolo, mergea, le semna, adică avea altă...
Era mai, îți ușura mult treaba. Da, da. Și noi am vorbit cu el crezând că el este un tip care poate să ne ajute și să... Dar el nu era un tip neapărat care vrea să ne ajute, el era un tip care vrea să facă bani. Și atunci, când am văzut că n-avem, nu se deschid ușe nici acolo, am insistat și am mers mai departe, am început să luăm contactele oamenilor, cum ar fi Angel Postelnicu, nu știu care, Angel, acest impresar Angel, nu știu dacă știți. Făcea monede, nu? Făcea sala prea. Nu știu, Tasu, ăla bătrân. A fost un tip care nu a fost un tip foarte corect și eu dau foarte sincer și noi am făcut niște spectacole, că eram la Casa de Cultura Studenților cu Raul, de 8 martie, într-un 8 martie, a venit Chiriță și ne-a zis, man, m-a sunat un tip impresar și că... Raul facem... Cântărețu. Raul Cântărețu. Nu, 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 Raul Cântărețu. Că să facem niște spectacole cu el și a zis, man, dar ne dă bani și ăsta a zis, dar sigur că da, ne dă 500 de lei pe spectacol. 500 de lei. Și eu am fost foarte bucuros. Și atunci ne-a dus, a făcut o șușana din asta, o legat Lugoj, Timișoara, Arad, că erau 100 de kilometri liniari. Da, da. Da, deci începea show-ul la Lugoj la ora 6, la ora 7 aveai Timișoara și la ora 8 aveai Arad. Și oamenii trebuiau să fugă între bucățile alea. Da, da, da. Așa. Deci nu terminai de urcai mașina și plecai. Da, și noi am început, deci noi am început spectacolul unde am, deci noi am stabilit să facem, nu știu, unul sau două momente. Ne-am suit în mașină de la Lugoj, am ajuns la Timișoara, unde deja au trebuit să facem trei momente, pentru că aveau întârziere. Ne-au rugat pe noi dacă putem să facem, sigur, sigur facem. Și am ajuns la Arad, unde au trebuit să ținem spectacol de 45 de minute, pentru că deja erau așa mari întârzieri, că omul întâi zicea, bă, mai faceți un pic, mai faceți nu știu ce. Și după toate astea, ne-a tras o muie, de, ne-a dat 500 de lei pe toate spectacolele. Pe lângă că i-am salvat serile, s-a pișat pe noi. Domnul Angel. Dacă poate mă mai țin, da, poate mai țin de cât trebuie să-mi datorați 1000 de lei, cum erau atunci. Da, trebuie să fac domnul. Trebuie, trebuie, trebuie să-i fac, da, trebuie să luăm asta și să-i dau și lui domnul, să-i dau și cu domnul, să-i împart cu colegii care, așa. Să înțeleagă oamenii de ce zic chestia asta, este pentru că la început, absolut, major, adică nu absolut toți, că acum cunoaștem și impresari care sunt în regulă, dar în vremea aia și major, niște, o parte mare din impresari profită de dorința artistului de a se expune și de a încerca să-și creeze un nume și atunci trag muie după muie artiștilor. Domnul Angel ne-am lămurit atunci, mai rămăseseră domnul Bebe Mihu și domnul Postelnicu. Pe ei nu știu. Așa, în fine. L-am sunat pe domnul Postelnicu. Și am zis că suntem o trupă din Timișoara de comedie și am vrea să venim la mare și suntem de acord să participăm în spectacole lui de șușanale, că așa le chemau sau așa le cunoaștem noi sub termenul ăsta, de legai trei stațiuni în aceeași seară și făceai sau trei sau patru, da? Că noi am fi de acord să facem chestia asta gratuit dacă ne pune și nouă spectacol săptămânal sau la 10 zile când era un ciclu să se renuiască oamenii, să ne pună un spectacol cu noi, să fie doar un spectacol de-al nostru. Am trimis CD-ul, bă, vorbeau în scârbă, într-o scârbă, cum să zic, dă, zici că i-a vorbit râma de pe jos și i-a zis, Doamne, dă-mi. Și noi, am zis, bă, o fi omul mai, așa e el, că e ocupat, că are probleme, că nu știu ce. L-am sunat într-un an și zice, da, da, veniți la mare în data de, hai să mergem la mare, gata, ne suim în mașină, în tren, ne-am suit în tren, bă, deci, repet, toate astea se întâmplau pe o sărăcie extremă, adică ne gândeam de două ori să mâncăm, cea mai bună masă erau hamsile de la colț, când n-aveam bani de hamsi, când n-aveai bani tot timpul de hamsi, băgam brânză cu roșii, luam brânză cu roșii și pită, aia era masa pe care o aveam. Și cârnaț deja era într-o zonă, finesc, când băgai cârnaț deja era cu brânza, un spectacol, deja se întâmpla un spectacol bun. Patronii, în general, la noi în țară, și aici este o problemă că noi nu avem educație financiară. Și patronii și absolut toată lumea, suntem o țară de analfabet economic. Noi nu înțelegem un show de stand-up. Deci tu când ai un bar, barul trebuie să iasă la final de lună pe plus. Ca să iasă la final de lună pe plus, trebuie să bagi în imagine, trebuie să bagi în happening-uri, trebuie să aibă despre ce să vorbi. Când îți vine o trupă care la început, tu nu trebuie să le faci calculul pe foaie câți bani ți-au venit. Tu fă-ți un calcul cât ți-ai permite tu să pierzi în seara aia, gândindu-te cât tam-tam poți să faci, că se întâmplă ceva marți la tine.
că marți, nu se întâmplă tot timpul, nu toate cluburile își permit să țină marți ceva. Și atunci tu poți să faci tantam. Ai 30 de oameni, tu poți să le zici la oameni, băi, eu pot să-ți dau 500 de lei. Că tu banii oricum îi scoți vineri, dar s-aude, e un awareness în oraș. Mie mi se pare fascinant cum oamenii nu înțeleg patronii de baruri, pe vremea când făceam, mă rog, foarte mult, toți făceam în baruri, cum nu înțeleg că tu îți aduci oameni care n-ar veni în bar la tine în mod normal. În mod normal, dacă tu îți aduci 100 de oameni, să zicem, hai nu 100, 50, băi, din aia 50. Dar nu vorbi de noi, că noi acum suntem într-o zonă în care avem un public. Trebuie să vorbești de oameni. Nu de noi. Pentru că ei, pe noi, pe tine nu te mai refuză nimeni. Nici eu dacă pun un show, nu mai, bă, nu. Bă, să dă păstă cap și încearcă. Pentru perioada de atunci. Dar aceeași chestie se întâmplă cu oamenii de acum. Oameni care sunt la început, oameni care încă nu sunt la fel de rulați, au potențial, dar încă nu e la maxim. Nu știu foarte bine ce fac, pentru că în orice îți trebuie niște sute, poate mii de ore de scenă să înțelegi ce faci, cum să așează o glumă, cum evoluează o glumă, cum să dezvolt o glumă, cum toate lucrurile astea. Și atunci oamenii ăștia de la început le este foarte greu să se apuce pentru că se lovesc de nu, aici așa nu. Și de bine de rău acum ei au în București totuși cluburi. Dar protocol nu primesc, bani de transport nu primesc, cazare nu primesc. Este oribil. Noi am început, încă n-am ajuns la zona aia, suntem deja la oră și încă n-am ajuns. Da. Mă gândeam și eu acum că zic că... E oribil. Băi, cine are răbdare să asculte, povestea e foarte interesantă și e bine de știut lucrurile astea. Eu ce voiam să spun este că tu dacă s-aduci 30-50 de oameni în marțea aia, pe lângă faptul că e un happening despre care zici tu și e normal să fie, că faci un pic de bază, orășelul mic, bă, acolo ai văzut, s-a întâmplat o chestie. Bă, din aia 30-50 de oameni care n-ar veni la tine la bar, au venit strict pentru stand-up, poate se întorc 10. Da. Și poate din aia 10 o să-și facă unul majorat acolo și unul își face after party-ul după nuntă. Da. Și tu câștigi ceva pe termen lung. Trebuie să iasă, pe termen lung trebuie să iasă. Povestea cu Postelnicu. Paranteza cu domnul Postelnicu. Am ajuns, ne-o chemat, ne-o zis să venim în data de la Eforie Sud. Și am ajuns acolo, l-am sunat, nu răspuns. L-am sunat după oră. Eforie Sud, da, Timișoara Eforie Sud, cu recuzită, cu genți, cu, na, cum a mers. Da. Așa. Noi rupți în cur. Am ajuns în Eforie Sud. Bătrânul Gigi a avut un flere extraordinar. A zis: "Bai, să cumpărăm bilete de întors de acum. Pentru o săptămână." Deci stăm o săptămână. Dacă într-o săptămână nu se concretizează nimic, măcar știm că avem biletele și avem banii de întors și avem o dată de întoarcere. Dacă se concretizează ceva, mutăm biletele, pierdem 5 lei, dar dacă mutăm biletele, măcar știm pentru ce le mutăm. Da. Ne-am luat biletele de întors și ne au mai rămas banii fix. Erau bani efectiv de tocat ca să ne întoarcem înapoi la zero. Deci nu aveam bani. Și a venit un tip, un malac, după noi, ne-a luat și ne-a băgat cu forța într-o casă. Casa unei femei din Eforie Sud. Aia țipa și plângea, ăștia nu-mi dau bani, ieșiți afară, ăștia nu-mi dau bani. Și ăsta zicea, mama, e taci, că trec eu mâine să aduc bani și nu știu ce. Holy și asta zicea, dar dăm bani acum. Și ăsta era, bă, nu, lasă că n-am acum, că vin mâine și ți-aduc, dar stai calm, că băieții sunt ok, nu știu ce. Ne-a băgat cu forța într-o cameră, în camera aia era pânză de păianjen peste tot și praf pus pe pat. Era praf. Și ăsta, aici e cazarea voastră și nu, vă sunăm noi. Am stat în cazarea aia, cât o pusă la genții, ne-am uitat pe geam până pleacă băiatul și după aia am spus doamna asta, zic, doamnă, stați calmă că nu stăm noi pe banii noastre, nu vă incomodăm sau așa. Ne-am luat gențile și am mers să ne luăm, noi plecând din Timișoara cu cazare, noi am zis, bă, vrem 3 camere, fiecare cu camera lui, măcar atâta, nu contează ce hotel, cât de ieftin e. Că eram obișnuit în dărăpânături. Dar măcar să fie fiecare camera noastră să poți să dormi, să poți să-ți faci un duș, să nu știu ce. Sigur, ne-am băgat într-o cameră, camera era un pic mai mică ca asta și cu forța. Și am luat gențile, am plecat de acolo și am spus, doamnă, stați calm. Am ajuns la unul, ne-am luat, nu știu, 3 străzi mai încolo, am găsit cazare, tot așa, o dărăpânătură, man. Am dormit, am luat 2 camere, că așa aveau, și am dormit acolo. Și am început să sunăm. Pe domnul Nicu Dragosin, care ne-a făcut lipea la cu domnul Postelnicu. Domnul Postelnicu, nu e ok cazarea, pe cine stai de vorbă, că nu răspundea nimeni, mâncați ți-aș vrea. Nimeni. Ne-am uitat să vedem unde are spectacole. Că noi eram deja la mare, veniți pe vorba lui. L-am căutat. Într-o seară nu răspund, după vreo 3 zile. Nu răspuns, Sorin, să ne vedem mâine, să nu știu ce, bla, bla. Zic, bine. Bun, să ne vedem mâine, să... Noi ziceam, bă, hai să discutăm de bani, hai să discutăm de cum stăm, că nu ne-ați cazat bine, ne-ați nu știu ce. Da. Hai să ne auzim mâine. Ne-am auzit mâine, nu mai răspuns. S-a întâmplat faza asta, nu ne-am mai răspuns. Și avea un spectacol, nu știu, ne-am uitat unde are spectacol și am ajuns la spectacol, la domnul Postelnicu. Și am zis, domnul Postelnicu, vă salut, noi suntem băieții de la Timișoara pe care i-ați adus. I-a picat fața. Că era, noi am mers înainte de spectacol, stătea pe scaune pe acolo, înainte de spectacol. Vă salut, domnul Postelnicu, bla, bla.
băieți, n-am ce să vă dau de lucru astăzi. Și am, domnul postenic, nu am pentru lucru, ne-am venit gratuit. Avem recuzita la noi. Dacă aveți un moment în care vi se întâmplă să aveți o întârziere, cum știm că se întâmplă, ne băgați pe noi, vedem ce reacție este și dacă nu vă place, puteți să ne ziceți, bă, mergeți înapoi la timp și e ok, ne-ați văzut, adică, dar măcar să trecem peste bucata de ne-ați văzut, da. Că pare că nu aveți încredere în ce putem face. Da, uite, acum nu pot, că nu știu ce, că hai că vă sun mâine, că nu știu ce, că bla, bla. Mâine, într-adevăr, au apărut, mâine sau, nu știu, în două zile, au apărut afișe cu noi peste tot că suntem la Costinești, la nu știu ce festival, eram pe afiș. Am sunat înapoi, domnul Postenicu. Dar noi n-am vorbit de bani, nu ne-a spus nimic de bani, nu ne-a spus de recurența spectacolelor, nu ne-a spus de nimica. Zic, noi mergem acolo, facem un spectacol și atât, ce, câte momente? Mi-a zis câte, cât spațiu trebuie să, că trebuie să ne pregătim și noi, nu mergem cu toate. Da, adică trebuie să fie o pantomimă și o scenetă, vreți o bucată așa sau nu știu ce. Bă, nimic, mâncați așa gura ta, nimic, nimic. Și am, era ultima zi în care stăteam la mare, aia era ultima zi. Și am zis, bă, gata, fuck it, nu ne mai gata, ne-am zis, bă, ăsta este. Deci noi am încercat, aici deja este în poala lui. Dacă el așa înțelege să facă business și să vorbească cu niște artiști, asta este ce face. Și atunci am plecat de acolo și ne-am dus la plajă în ultima zi și am zis, bă, măcar suntem relaxați, ne bucurăm de ultima zi de soare, de la mare și nu știu ce. Pe la ora 5 mă sună unul din partea lui Postelnicu. Fă toți morții, măti, unde e pula mea sunteți, mă, că vă caut ăștia la scenă, băga mea aș pula în voi, că nu știu ce. Și am zis, bro, cu cine suntem de vorbă? Zic, mă, cumva nu înțeleg pe cine cauți. Păi nu sunteți voi trupa aia de pula mea de nu știu ce, că de-alea, că vă așteaptă oamenii la scenă pentru repetiții și unde e pula mea sunteți, mă? I-am închis. Mă sună înapoi. Bă, să-mi bag pula, dar ce faceți, mă, că aici, că până aia zic, bă, stai un pic. Am vorbit, noi l-am sunat pe domnul Postenic, nu ne-am înțeles cu domnul Postenic, ce vrei? Ne-o suna pe noi să ne întrebe, să ne pună pe afiș. Că băga mea aș pula în voi, zic, du-te morții tăi să-mi bag pula în măta de jeg. I-am închis și aia a fost. Aia a fost contactul meu cu domnul Postelnicu. Dar înțelegi? Ai vorbit cu oamenii ăștia? Nu. Și aia a fost contactul meu cu domnul, marele domnul impresar Postelnicu, care să pișă partiștii de la început și după aia, în fine. Bucata aia, te marchează rahaturile astea. Te încarcă într-o manieră în care, cum să spun, n-ar trebui să fie. Bă, poți să fii om în pula mea. Da. Poți să fii om să le spui la oameni, bă, uite care e faza, eu nu s-axa pe comedie. Băieți, nu vreau nici să vă încurc, nici să vă stai. Eu nu s-axat, bă, ia-ți două minute și zim, bă, multă baftă. Sau nu, da, uite, eu, nu mă eu, duce eu lucrez, da, eu lucrez numai în zona aia. Cu aia ne aduci de la Timișoara să-ți bați pula de noi, că aici este jegul. Da. Ne aduci de la Timișoara să-ți bați pula de noi, nu vorbești cu noi, refuz să stai de vorbă cu noi, te piși pe noi și după aia îl pui pe unul să mă suni, să mă înjure de mamă, din start. Dar ce intimidarea pulii asta, mă? Bă, deci și era, cu ce interes? Să... Care era interesul? Interesul era ca să te țină să nu mai ai bani, ca după aia să mergi pe 50 de lei la spectacol în pula mea. Asta era cioaca lor. Tu oricum n-aveai bani. Dar nu, dar te țineau pe bandă salam. Nu, te țineau pe bandă salam. Ca să te pună să lucrezi, să dai cu goarna pe plajă. Dacă vrei spectacol, simți spectacol, dai cu goarna. Sclav. Adică nu artist, sclav. Că gorniștii îți luau bani. Dar un artist care vrea să demonstreze, ți-a timp din spectacol. Deci dă-i... Adică, mamă, nu cred, da. Man, incredibil. Noi am plecat în Timișoara, a doua sau a treia zi ne sună domn Dragosin, Sorin, da, unde sunteți? În Timișoara. Băi, cum? Asta era șansa voastră. Zic, domnul Nicu, asta poate e șansa voastră. Zic, noi ne-am lămurit cu tot ce înseamnă ăla, ăla și ăla. Zic, cum mi-a rămas domnul Bebe Micu. Zic, atâta, în rest, mersi frumos. Dacă asta numești tu șansă, bătaie de joc și stat la mare pe banii mei și așa, în condițiile în care... Și tu mă întrebi acum, că asta era șansa noastră, că șansa noastră să ce? Și a fost mut așa și a zis, da, bine, bine, zic, bă, pa. Ne-am despărțit și cu domnul Nicu Dragosin, nu cred că ne-am mai auzit de atunci. Între timp ne-am apucat de stand-up, am făcut spectacole așa și am plecat înapoi la mare cu Flavius, Brigada 2x3, doar pe stand-up. Am mers doar pe stand-up. Că atunci a fost și cu Gigi Roșu, mi se pare. Da, era, deci întâi am mers cu OZN-ul, cu Gigi Roșu și după aia am plecat doar eu cu Flavius, cu Brigada 2x3, cred că 2008, 2009, nu mai știu, 2008-2009. Aveam spectacol deja de stand-up, deja aveam niște material urcat la Festivalul de Satiră și Umor și am plecat la mare cu Flavius să vorbim cu domnul Bebe Mihu, era singurul care mai rămăsese. Dar era domnul Bebe Mihu. Și noi, ca să mergem până la mare, am zis, băi, să ne scoate măcar benzina, am vorbit cu cineva din vamă, și anume cu domnul care are Papa la Șoni, dar omul care era organizatorul la Papa la Șoni, nu cu el.
salut, salut, uite, dacă am vrea să facem un show de la Timișoara, venim și noi ca să așa, da, 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 un show de stand-up, da, bun, gata, facem în data de, bun. Am trimis afișe, am nu știu ce, a spus afișele, nu mă, cândva, mă, dacă le pui astăzi, mâine îți vine lumea. Bine, bun. Ne-am suit în mașină, am venit de la Timișoara, tot așa, banii, da. Aia erau. Fix pe fix. Da, am ajuns în vamă, am vorbit cu omul care era managerul acolo, zic, bă, n-am avut băieți să pun afișe, dar puneți voi afișele. Am luat cu Flavius, am pus afișe în vamă peste tot, am mers în lanul de porumb, am mâncat în celebra brânză cu roșii și cu ce mai avem noi acolo. Ne-am întors, am dormit pe plajă în fața barului, la prânz a doua zi, în ziua spectacolului, pe la ora 12, am zis hai să bem o cafea la Shoni, să vedem că poate vine și Shoni, că ăla întotdeauna zicea managerul că eu am vorbit că e ok, dar să vorbim și să vedem ce zice și Shoni. Dar zic, tu n-ai vorbit cu Shoni înainte să ne chem, man, zic, ne-ai venit la Timișoara. Păi n-am apucat să vorbesc, că nu știu ce. Apare Shoni, se uită la noi, salut, salut, uite, noi suntem băieții care facem show la tine diseară și nu știu ce și bla bla. Și ăsta zice, se uită așa la noi și zice, dar cu cine ați vorbit? Zic, cu managerul tău, cu băiatul pe care mi l-ai dat tu când am vorbit prima oară cu tine, mi l-ai dat pe ăsta, zic că el se ocupă, că nu știu ce. Dar voi ce glume aveți? Zic, man, glume de stand-up. Man, și s-a uitat așa la noi de jos până sus, zis, dar voi nu aveți spirit de vamă. Spirit de vamă? Spirit de vamă, coaie. S-a uitat la noi așa și zis, voi nu aveți spirit de vamă. În condiții în care în Mamaia era cafeaua 4,50 și la el era 5,50, ca să vezi ce spirit de vamă avea el, vama iutul. Man, când am auzit asta că n-avem spirit de vamă, mă gândeam ce pula mea mai trebuie să faci ca să ai spirit de vamă, că de mâncat brânză în lanul de porumb am mâncat, de dormit pe plajă, am dormit pe plajă doar ca să reușim. Unde pula mea mai trebuia să împing spiritul de vamă? Care, ce trebuia să mai demonstrez? Și în seara spectacolului am stat în fața barului și am numărat oameni care veneau și plecau, că aflau că nu-i show de stand-up. Ei erau bani pe care noi puteam să-i facem, care ne permiteau să mai stăm pe litoral, să mai căutăm cluburi în care să facem. Deci n-ați făcut show? N-am făcut show. Pentru că n-a avut Shoni. Deci toate muielile astea sunt puse ca să-ți demonstrezi tu ție dacă vrei cu adevărat să faci chestiile astea. Că dacă ți-a ieșit din prima, n-ai respectat ce ai câștigat. Așa e. Înțelegi? Pe de altă parte, nici nu sunt justificate. Adică o preliștele poate să fie și declarate frumos, nu trebuie să fie muială, nu trebuie să râgă muie de fiecare dată. Și în momentul ăla ne-am plimbat pe tot litoralul, vorbind cu Baru și Cârcium de peste tot, mai vedeam o terasă care ni se părea nouă ok, bă, zic, aici se poate face. Că noi aveam reflector, aveam cortină cu noi, deci era o chestie de, era show la 6, noi la 5 puteam să fim cu cortina pusă, cu lumini, cu nu știu ce, cu tot, ca să arate show, știi, ca să-ți dea vibe-ul de show. Nici o terasă de pe malul mării și erau, bă, cum îți plin, unul lângă alta. Și ziceam, man, nu vrei să facem un show? E 200 de lei show, man. Deci mergeam pe 200 de lei show. Am zis că dacă lovim într-o seară două show-uri, 400 de lei. Mai cu stai. 400 de lei mai stai, mai îți rulezi, faci așa. Zic, bă, ai două cu 200 de lei, ăsta a fost planul. Găsești unul cu 500 de lei și atunci trăiești din aia 400 și după aia, că nu faci în fiecare zi, faci tot a doua. Da? Tot a doua seară. Și zic, mai găsești o cioacă, pui un spectacol tu, nu știu. Găsești o sală de conferință la un hotel, te pui tu, pui show-uri, strângi oameni. Man, și așa a fost. Ne-am întors înapoi, o trebuie să mergem în spatele unui tir ca să coborâm consumul la mașină, pentru că nouă ne arăta 840 de kilometri până în Timișoara și noi aveam în bord 750. Deci noi eram... Deci n-ați făcut niciun show? Nu. Niciun show. Spălat la mașină, dormit în mașină, duș n-am avut, am făcut man mare. Deci nu văzut, man, a fost survivor. Da, 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 da. Și în bucata asta ne-am întors, în toată bucata asta eram în zona în care făceam show-uri de stand-up în țară. Vorbeam cu oamenii, le ziceam că suntem din Timișoara, toți voiau să facă stand-up, numai cu oamenii din București. Că noi eram din Timișoara, provincia, eu nu lucrez cu provincia, asta era. Exact. Oamenii din Ardeal, eu nu lucrez cu provincia, exact. Eu lucrez numai cu București. Și atunci ne-am zis că trebuie să mergem în București, trebuie să zicem măcar că suntem din București ca să aibă un sens. Așa. Da, 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 da. În toată bucata asta făceam afișe la tipografie în București, lipeam afișele în țară, noi lipeam afișele cu... Tu puneai afișe acum, peste două zile pune altul, peste trebuia să mergi, te întorci, să dai cu smecleu, să pui afișe. Deci, man, toată bucata asta de organizare, de hustle, de sunat, de te anunță cu o zi înainte că el a uitat să pună show, am mers în Iași, am avut un show la Iași. Cred că era Dublin Pub. Dublin, da, da, pe vremuri. Și Dublin, am sunat la Dublin să facem show și când am ajuns în Iași, era închis pub-ul. Deci nu era închis, noi când am ajuns acolo era deschis pub-ul, am zis salut, am venit să facem show de stand-up. Ăia nu au făcut promovare deloc, noi ne-am bazat pe ei că fac
promovare, trebuia să ne dea bani. O zis, bă, nu-i patronul aici, dar ce mai plimbați-vă prin complex că e mișto și când vine patronul sau șeful, nu mai știu cu cine era, putem să, na, să stăm de vorbă și să vedem și nu știu ce. Noi n-am văzut niciun afiș, ne s-o pur nou ca în suspect, zic, man, nu-i niciun afiș aici, dă-o morție, nu puteau să pun la intrare, zic, bă, poate a făcut rezervare cu clientul lui, o suna dacă vrei să vină. Noi tot încercam să ne găsim că o să vină oameni. În jumătate de oră când ne-am întors era închis pub-ul. Man, închis pub-ul. Era cu, la cât pus, nu era deschis, Dublin nu era deci deschis. Deci au uitat să pună sau n-au vrut da. Sau whatever. Dar nu știu dacă Dublin, băi, era un, bă, îmi cer scuze, nu vreau să fac o confuzie aici, îmi sună foarte cunoscut Dublin. Păi stai era puțin, un, era un, dacă era în complex, nu-i Dublin. Nu era, nu era, că atunci Dublin, nu, nu Dublin, Dublin, îmi cer scuze și retrag. Ce mă mir? Atunci retrag orice, că nu a fost. Pe mine Dublin, Dublin m-a primit când eram, nu mă știa nici dracu, și am făcut la Dublin, și asta nu am uitat niciodată, mi-e pare rău că s-a închis. Am făcut la Dublin. Am avut 14 oameni. Știi câte locuri erau la Dublin? Cred că 300. Imaginează-ți 14 oameni. Dublin era ăla sub? Da. Ăla era Dublin? Ăla era Dublin. Tu cred că te referi... Era un numele? Irish pub. Mă, era un Irish pub. De-aia Dublin mi se pare că era... Era un Irish pub în complex. Nu era Hunters? Nu știu. Era cu de la de lemn. Eu n-am fost la Hunters niciodată. Nu știu, o să mă uit. Am fost doar pe... Nu mai contează. Pe... Deci, dar Hunters deci dacă am zis Dublin și n-a fost Dublin, îți spun sigur că nu e Dublin, că era în centru. Era în centru. Hunters, în schimb, se făcea stand-up, țin minte de pe vremuri, și era în Copou. Acolo, acolo în Copou. Cred că ăla era. S-ar putea. Bă, dar vezi că acum deci, se face la Hunters pe terasă. Încă o dată, sorry pentru Dublin. Așa rămăsese blocat în minte. Dublin era cel mai faimos, toată lumea își dorea așa. Probabil că și eu doream să joc la Dublin. Și atunci a fost bucata aia. Bine, o grămadă de bucăți de astea, de nedormit, nu primeam cazare, ne făceam calculul dacă putem face duș, ne luam show-uri de umplere, deci aveai 4 spectacole puse, 2 acum, 2 nu știu și aveai o zi în mijloc. Puneam show pe 150 de lei ca să facem ca show, să, ca da, să știu, ne acoperim știu. Cazarea și masa. Înțelegi? Și toate bucățile alea strânse au fost o grămadă de hustle în bucata aia. Și n-ai atunci încercai să fii creativ, nu? Să scrii material. Să scrii material, să faci glume, să... Da, da, da. Și... Dar a fost un moment în... Eu în 2008 am decis clar că mă apuc de stand-up. În 2008 mi-am dat 3 luni de zile să mă angajez. Nu m-am angajat, n-am putut. În sinea mea nici n-am vrut, asta e clar. Dar mi-era atât de mare, așa frică aveam să iau eu decizia că nu vreau să mă angajez, că am lăsat-o în mâna sorții, afectând-o în sensul că nu m-am pregătit pentru interviuri deloc. Okay. Am fost la 2 interviuri și am picat și am fost, ok, deci atunci trebuie să fac asta. Dar mi-era groază că știam ce mă așteaptă. Adică eu n-am intrat să fac stand-up gândindu-mă că va fi, mamă ce ușor, faci aici, faci acolo și după aia așa. Mi-era frică de greu pe care l-anticipam. De dându-mi seama cât poate să fie de hardcore să faci show-uri în locuri în care oamenii nu au făcut show-uri. Nu știau conceptul de stand-up. Noi am făcut în Câmpia Turzii prima oară, am făcut în Reșița prima oară, am făcut în... V-ați bătut țara în lung și în lat. Da, da, da. Noi am avut show-uri de stand-up, eu am numărat în cariera mea pe zona de Ardeal, am deschis 13 orașe. În 13 orașe am făcut prima oară stand-up. Ne împărțisem job-ul așa. Flavius se punea să facă lista cu cluburi. Deci el strângea cluburile din țară, unde sunt cluburi unde am putea să mergem. Îmi dădea lista cu contacte, eu sunam. Eu mă ocupam pe partea de creație, pe zona de făcut afișe, eu făceam și afișele. Flavius se punea să caute numere de la tipografie, el stătea și căuta numere de la tipografie, sunam, dădeam comandă, trimiteam mail să ne facem afișele. Și era Flavius compensa cu el lipea afișele. Eu conduceam, el lipea afișele. Avea foarte bine. Sărea, da, avea. Da, uite, ca o întrebare. Că am vorbit cu Vio, da. Și el zicea că lui se pare că era mai ușor să te apuci să reușești stand-up atunci decât acum. Și eu părerea mea e că e mai ușor acum pentru cei începători. E altfel de greu. Ok. Eu ar zice că e greu și acolo și aici e greu. E altfel de greu. Că... În perioada aia, strict să faci stand-up era mai ușor pentru că noi nu știam exact cum trebuie să faci stand-up și atunci stand-up-ul era cum îl făceam noi. Da, da, ce făceai era și atunci ce făceam era stand-up. Dar n-aveai unde. Problema era că locațiile nu înțelegeau ce e stand-up.
unii nu voiau să facă, la alții trebuia să le explici, ziceau, dar nu vă plimbați prin club? Nu, păi, dar nu mergeți la mese să ziceți glume? Și acum mergi, stăm într-un loc. Cum adică într-un? Ce e asta? Eu am văzut în București pe unul care mi-a dat microfonul, deci eu mă pregăteam să încep show acum 10 ani, așa, mi-a dat microfonul și mi-a zis, bun, deci cum facem, 20 de minute înăuntru și 20 de minute pe terasă, nu? Și zic, păi nu, zic, dar nu. Tu ai vândut bilete și pe terasă? Sau și el zice, păi stai mă, că am oameni și pe terasă, am oameni și înăuntru, știi? Nu, că nu era pe bilete, era o locație, cum aduc, așa, și cum aduc ăștia, eu mereu am asociat-o, cum aduc ăștia la restaurante cadâne, să danseze pe lângă masă, genul ăla. Am înțeles. Și a zis, bă, nu merge așa, că uite, trebuie să fac tot show aici. Păi și cât are show-ul? Păi zic, nu știu, vreo 40 de minute aveam eu la vremea aia. Și zice, păi și tu începe aici, 20 de minute și după aia ieși pe terasă și continui, ce mare căcat. Zic, alte glume, alte. Zic, păi, dar n-are... Păi și cum ai rezolvat-o? Nu, i-am zis omului că nu poate, i-am zis, zil, vorbește cu oamenii de pe terasă și cei care ar vrea să vadă stand-up, să intre înăuntru. Da, și atunci aia care sunt înăuntru și nu vor să iasă afară, că știi, să-i grupezi, dar oricum oribil, mă rog. Da, deci asta, da, era greu asta. Dar e și greu de acum este că trebuie să străbați o altă scară. Deci noi ne-am asumat că ne-am luat picior în față de la organizatorii de spectacole, ne-am luat picioare în față de la patronii de baruri, uși închise de peste tot și noi greul nostru a fost să găsim locuri care să primească și să generezi un show suficient de bun, astfel încât să creezi o nevoie. Că dacă tu promiți omului că o să râdă și nu râde, păi nu se mai vine la stand-up. Ce e stand-up? Eu nu mai merg, mă. Da. Am fost doată, bă, nu mai, s-a luat de nevastă mea, să exact. Ce e asta, mă? Ei nu înțelegeau ce înseamnă conceptul de crowd work. Noi, adică comedianții, eu nu prea făceam crowd work, că mi se părea, cum să spun, o zonă pe care nu reușeam să o stăpânesc. Și atunci, nereușind să o stăpânesc, erau șanse mari să jignesc oamenii. Da. Eu intrând într-o zonă pe care o consideram funny și atunci încercam să mă rețin la material. Deci eu în prima parte a carierei mele n-am făcut crowd work deloc, nu îmi păsa ce zic cu oamenii. Da, adevărul mai că... era o bucată în care mai comentau oameni și atunci le vorbeam și încercam să-i înțăp ca să tacă. Dădeam în ei, dar atât. Nu mă mi-aduc aminte, te țin minte așa. Erau că era agresiv. În sensul că dacă răspundeai în... Foarte agresiv, răspundeai da. Așa, știi? Da, nu... Da. Nu ne jucăm, nu. Da, exact, eu da, fac treaba aici. Da, pentru că erau șanse mari să intri în niște zone în care să începi să jignești oameni sau să așa. Și am zis, bă, tati, nu. La mine la show, eu am venit să fac show. Eu o să zic ce am de zis. Dacă ești atent, o să râzi. Dacă nu ești atent, ieși afară. Deci nu stăteam la discuții că ce mai faci, cum, din astea. Înțelegi? Plus că nu toată lumea înțelegea. Deci erau oameni care nu înțelegeau că e crowd work. Nu înțelegeau că face parte din show. Da. Că ăla o vorbi ceva și ăsta-i răspunde. Dar cum îi vorbește în halul ăsta, mă? Să supărau de la mese, de la alte mese. Asta și acum se întâmplă. Mai puțin, dar se întâmplă. Deci da, și atunci cred că greu este diferit. E altfel de greu și acum. Nu este mai ușor. Cred că o mare diferență o face timpul și expunerea pe care am avut-o, pentru că noi fiind foarte puțin când s-a generat acest curent în țară, am avut toată expunerea. Aveai cam făceai show-uri. Noi nu refuzam show-uri la 7 oameni. Da. Noi am avut eu cel puțin, eu zic de noi ca trupă. Restul nu știu. Dar noi n-am avut un orgoliu în ăsta, mamă, sunt numai 7 oameni, nu fac show. Noi făceam show la 7 oameni, la 13 oameni, la 15 oameni, câți oameni erau și cât puteam să facem. Și ăla era, aia era zona în care am făcut. Și atunci am avut expunerea asta și puterea de a face, face stand-up-ul ăsta de asalt, de făcut, trebuia să-i faci să râdă pe aia 7. Pentru că altfel era penibil. Da. Noi nu râdem, tu nu te distrezi, you're not enjoying yourself, noi nu ne distrăm, ce dracu se întâmplă aici? Exact. Și atunci trebuia să depui efortul și să găsești cele mai bune glume și încercai să faci cele mai bune frazări ca să-i faci pe ea 7 să râdă, ca să zică, man, am fost 7, dar am râs. Și de aia atunci, e mai, când faci la 800 de oameni, e mult mai ușor. E mult mai ușor. Da. Și cred că asta le lipsește ăstora mici. Cred că bucata asta de a face la 7 oameni, pentru că ei sunt obișnuiți să intre în deschidere la 200 de oameni, la 300 de oameni, că vin la mine în deschidere, vin la tine, merg la Teo, la Costel, nu la toată lumea care cumva reușește să strângă niște sute de oameni, intră acolo și li se pare abject după aia să meargă și să facă show la 20 de oameni. Păi nu, tati, acolo înveți, exact. Acolo e școala ta. Acolo. Deci aici este expoziția, școala e acolo.
Tu acolo trebuie să demonstrezi, trebuie să faci 20 de oameni să râdă, trebuie să ai o cadență, o melodicitate ca să-i faci pe ea să râdă, ca după aia să vii. Tu poți să trăiești lingering așa de la o deschidere la alta. Dar aia e cariera ta, the lingering. Atâta. Deci te prinde acolo, acolo, te bate vântul, mai vii aici, n-ai cum să evoluezi for el. For el evoluezi numai la struggle. Numai la... Și aici nu mă refer la struggle-ul ăsta de organizare, că acum sunt oameni care se spună ușor și există un ecosistem da, în care să poată să funcționeze. Dar să nu-ți fie jenă să urci la 10 oameni. Deci când este cel mai dubios de urcat, aia este zona în care urci și înveți cel mai mult. Și acolo vezi cu adevărat și materialul. Și acolo vezi cu adevărat. Și te deformează într-un fel. Îți deformează sau te formează, nu știu dacă te deformează, dar te formează într-un fel în care să înțelegi care este partea cu adevărat funny. Da. Eu urcam după Bobonete. Bobonete are un delivery, Bobonete are un delivery și o carismă extraordinară. Și făcea la Deco. Eu urcam după el. Nu poți să imaginezi. Oamenii veneau pentru Bobiță. Da. Deci oamenii veneau pentru Bobiță. Și nu mai știau cine eu. Da. N-aveam nicio treabă. N-aveam nicio treabă cu cine eu. Și Bobonete îmi zicea, băi, urci după mine că avea treabă. Na. Așa? Viață socială, copii mai mari, să plimba, avea timp și chef și să facă oribil, chestii. Oribil. Și eu trebuia să urc după el. Nu puteam să urc treaz. Deci era atât de demanding toată situația, atât de presantă, că trebuia să amorțez simțurile ca să fiu în stare să continui un show după ce show s-a terminat. Da. Că era show să terminase. Deci în momentul ăla era... Rait, uneori era Costi, venea Vâncică și Bobonete. Și era show, era bun, că făceau, aveau glume foarte nice. Și era show-ul bun. Nu poți să-ți imaginezi oamenii care l-așteptau să întâlnea nevoia cu satisfacția. Suprapusă peste un strat în care Bobonete era și funny, că nu doar voiau să-l facă, era și funny el. Da. Și atunci toată nevoia lor a fost, s-a umplut, deci când s-a terminat show-ul, eu trebuia să urc să le zic că, bă, show-ul e gata. Deci asta era opening line-ul meu, era, urcam pe scenă și ziceam la oameni, pentru unii show-ul s-a terminat. Ăsta e momentul în care ne despărțim. Care credeți că ați văzut tot? Vă luați gecele frumos, mergeți, nu se supără nimeni, că biletul e gata. L-ați dat, ați văzut tot. De aici încolo vă rog frumos să rămână doar oameni care mai vor să vadă. Și plecau? Da, erau oameni care se îmbrăcau și plecau. Dar aveam puterea să stau pe scenă și să discut cu oamenii. Și le ziceam la oamenii aia și le ziceam la oamenii și mai vorbeam cu ăsta și agățam un cerc mic în față. Și mă ancoram în cercul ăsta, ăștia erau oamenii mei. Când îi vedeam unul că mai comentea, ziceam, men, te rog eu frumos, că nu e cu supărare. În timpul și în timp ce zic eu gluma, ia-te și pleacă. Doar nu deranja, adică în sensul că fii mai bun și du-te frumos afară, că nu te judec, nici eu știu ce se întâmplă. Îs foarte... I get it. Înțeleg foarte clar. Eram, tu gândește-te că urcam înaintea lui Bobonete și se frustra oameni, man. Deci când urcam înaintea lui Bobonete, am urcat toate și am avut un set de întârziase, nu mai știu cine. Și a trebuit să stau în loc de 25-35, că eu puteam să duc. Unul era lângă mine și țipa, nu te știu, nu te cunosc. Și era, man, și dă-ți un pic de timp, da. Încearcă, lasă un pic, poate-ți place. Ascultă. Și eram și în zona în care aveam jokey jokes. Când intram înaintea lui Bobonete, nu puteam să mă arunc în filozofii. Da. Când urcam după el, puteam să mă arunc în filozofii, că trebuia să vin cu altceva, că nu mai puteam să intru pe zona de glume. Da. Că el o ars, toată partea aia creierului de glume, ars-o. Eu nu mai am ce să fac cu neuronia aia. Dar alea școli. Frate, eu înțeleg exact prin ce treci, că eu pățeam asta cu Bordea. Pentru că ce se întâmpla? Bordea intrase la Capatos și știi, dacă ți-amintești că l-a intrat de la Capatos anul ăla, el a fost distrus peste tot. Știu. Și el făcea, pe vremea aia când era doar 99, eu aveam de foarte multe ori cu el și cu Badea. Bordea trebuia să urce mai repede ca să plece la Capatos. Da. Badea n-avea tot timpul cum avea la Deco sau ce mai făcea el. Trebuia să închidă. Imaginează-ți când urcam eu după Badea și după Bordea, eu, nimeni. Da. La fel, și vedeam oamenii că pleacă, până cum zici tu, până la un moment dat în care mi-am dat seama că ar trebui să folosesc asta. Și le ziceam eu, știi, exact ca tine, bă, e ok să plecați, nu știu ce. Nu-i vina lor. Nu, adică pentru ei scopul venirii s-a împlinit. Corect, dar nu judecam niciodată, dar nu puteam să nu mă simt ca un căcat. Bă, când îți dai seama că nu-i despre tine și despre ei, nu mai are rost să te simți ca un căcat. Corect.
că, de la că, un punct încolo, da, da. Eu am înțeles, mi-a luat un timp, dar nu foarte lung. Deci eu am înțeles, cred că a treia, a patra oră după ce am urcat după Bobonete, am înțeles care e starea. Și că oamenii, oricât de mult s-ar supăra, n-au cum să se supere pe mine, că pe mine nu mă știu, nu știu motivul venirii acolo. Așa e. Dacă merg supărat, merg supărat într-un fel, dacă merg bucuros, merg în alt fel. Show-ul s-a terminat, ei s-au săturat, e ca și cum mergi la un restaurant, mănânci foarte bine și după aceea îți mai aduci un felul 2 și ești, da, am mâncat felul 2, ești bine. Exact. Foarte bine, pleacă. Eu mi-am dat este seama pentru de... cine încearcă să guste mai multe tipuri de... Dar ce era frumos, într-adevăr, ce mi s-a întâmplat nice, era că în zona aia, că... deci acum să înțeleagă oamenii, eu făceam la Deco de ceva ani, în publicul ăla care era 80% al lui Bobonete și 10 captat că hai să venim și noi, sau nu știu, 60 veniți cu intenție, 30 aduși așa, 10% erau ai mei, 10% chiar erau, veneau oameni pentru mine și îi simțeam pe mese, îi simțeam când ziceam o glumă, simțeam care oameni râd și aplaudă și aia erau oamenii mei, ăla era peretele în care făceam bounce, restul era o masă, da. Restul era o masă inertă care vedeau și altceva neînțelegând. Și le ziceam, oricând, sunteți liberi să plecați, vă ridicați haina. Aveam și bucăți în care, deci după ce devenisem bun la asta, să-i separ, să-i cern, să le zic cine are chef, cine așa, restul plecați și așa. Deci după ce așezam sala, am luat vreo 10-15 minute să-i așez. Serios să-ți spun. Și de acolo încolo mai aveam 25 de minute set. Deci eu stăteam după 45. Dar a fost o școală extraordinară, extraordinară. Adică nu am stat, bă, 25 de minute am. Nu, tati, dacă închid, închid. Dacă închid, închid. Da? Dacă închid, eu vreau să-mi fac show-ul meu cum vreau să-l fac. Și atunci steam cu ei, îi așezam. Îi întrebam, dar de ce crezi că nu o să te fac să râzi? Dar de ce crezi că o să așa? Ce te faci? Unde crezi tu că ăsta? Nu pot să... am eu un alt dialect, nu înțelegi ce-ți spun. Și te aș da și la crowd work. Da. Și începeam să stau de vorbă cu ei și oamenii mai râdeau sau așa. Și nu știu ce, și bla, bla. Și unii râdeau, unii nu râdeau. Și ziceam, la masa asta nu s-o înțeles. Nu s-o înțeles că ei dacă lor li s-o terminat programul, acum stau așa târnă. Știi? Man, era și era funny. Dar la Deco cum ai ajuns? Stai că am sărit, știu că hai să dureze mult așa, dar e foarte interesant. A fost, deci la Deco am ajuns așa, deci în 2010. După ce ați făcut toată țara, ca să punem deci în noi timp. În 2010 am mers la România au talent cu trupa OZN. Da, eu pantomimă. Momentul, ce? Pantomimă. Pantomimă. Nu stand-up. Da, da. Între timp venisem la București pentru că a făcut Dan Chișu Noaptea Devoratorilor de stand-up. Am avut o reprezentație bună acolo. Cumva oamenii au început să mă remarce că au fost la modul venit Dan Chișu și mi-a zis, man, ce surpriză, ce surpriză. Asta și mie. Ce surpriză. Dar la mine cumva, adică eu țin minte ce era în față, că noi am ajuns acolo să vedem tot show-ul, să vedem că noi n-apucasem în anii ăia să vedem pe toți, mai ales suprapuși. Ne și părea rău că Teo Vișcu ăsta n-am intrat. Pentru că nu mai erau la Deco și nu mai știu ce cioace și da, corect. Și Teo era în public. Și atunci era, trebuia să urce tot restul afară de Teo Vioși Costel, la Noaptea Devoratorilor de stand-up. Un Silver Church foarte mare. Și eu am văzut ce s-a întâmplat până la mine. Nu dau nume cine a fost înainte, dar am văzut ce s-a întâmplat până la mine. Și ce a fost? Să mai râdea, nu să mai râdea, dar oamenii începuseră să fie ca la balul de boboci. Se duceau la bar, mergeau, joau ceva de băut, mai fumau, mai că se fuma înăuntru. Mai fumai, mai stăteai de vorbă, mai nu știu ce, bla bla bla, ha ha ha. Și am urcat pe scenă, mi-a luat 10 minute să-i așez, dar eu mi-am dezvoltat acest skill de a așeza oamenii și de a-i face să încerce să fie atenți în zeci de show-uri, poate sute de show-uri în care nu reușeam să îi opresc. Să nu. Și atunci mi-am dezvoltat un skill ăsta și i-am așezat pe oameni și după aia am început să dau material. Noi trebuia să împărțim, eu cu Flaviu, jumătate de oră. O oră. Deci el jumătate de oră, eu jumătate de oră. Și Flavius a reușit să ducă 15 minute, după care a zis, bă, eu nu mai pot. S-a dat jos după scenă și am urcat eu pe scenă. Eu, în capul meu de sărac, am crezut că dacă nu ating 60 de minute, se scurtează eventul și nu mai îmi dau ăștia banii pentru 60 de minute, că noi am vorbit pentru 60 de minute. Și atunci, în 10 minute am așezat. 60 de minute? Pentru 60 de minute eram contractat eu cu Flavius. Pentru asta mi se pare enorm. Era o oră. Păi și da. Restul? Băi, a durat show-ul la 8 ore sau asta ceva, 6 ore, da, nu? Da, era da. Ceva... Era maraton, mâncați aș gura ta. Da, deci, da. Maraton. Da. A început așa, s-a terminat la 2 sau 3, nu mai știu ceva de genul ăsta. Sau la 7, oricum imens. Și eu am urcat pe scenă, în 10 minute am așezat și după aia a început să meargă show extraordinar de bine. Și atunci cumva am simțit, băi, eu îmi ratez viața în Timișoara, man.
că aici mă plac oamenii și clar vin săptămână de săptămână. Și am luat decizia în capul meu că o să vin în Timișoara, nu-i spusese lui Flavius, eu oricum mai voiam să vin la... Deci eu când m-am apucat de stand-up for el, i-am spus lui Flavius, eu plec în București. Dau show-ul ăsta la The Note, de două ori, încerc să fac show-ul la The Note. Și cu show-ul pe care îl încropesc la The Note, să înțeleg cam unde mă duc, mă duc cu el în București, îmi găsesc un club și fac acolo gratuit sau nu știu, văd eu cum fac, ca să pot să fac țara în rest și nu știu ce. Și Flavius era, bă, nu, că mai stăm, că nu știu ce, că n-avem bani de chirie. Asta a fost în 2008. N-avem bani de chirie, să nu mergem ca boschetari să dormim în gară. Și am zis, man, hai să facem orice, dar să mergem. Ne-am pus, am făcut show-uri în țară, între timp el s-a îndrăgostit. Asta a fost povestea care a terminat și povestea noastră. Și eu 2 ani de zi tot spuneam, man, hai să ne mutăm în București. Eu nu mai vreau să merg din București, nu mai vreau să merg din Timișoara, nu mai vreau să stau în Timișoara, să nu pot să fac show, fac numai la Bunker sau ce știu, odată la un an, că vin aceiași oameni, nu știu ce. Și el zicea, bă, nu, hai că mai stăm. În 2010 ne-a convins Gigi Bătrânu să mergem cu momentele pe care aveam de pantomimă la România au talent, că ne-au sunat de la România au talent, făceau da, așa, sunat, da, da, da. Că aveau numărul de acasă de cultura studenților ca să aibă așa. Îmi pare rău că noi le spun că da. Și mie, dar mi se pare fascinant. Da, e cam aceeași traseu. Mi se pare incredibil. Mm-hmm. Și apropo păi de dacă vii din zona aia de casă exact, de cultură, nu aveai cum să mergi altfel. Și exact cu Chișul la fel, pe mine, doar că știi care e faza la mine a fost vreo 4 sau 5 ani după tine cum ar veni mutat, dar la fel, când m-a văzut Chișul, m-a chemat la Deco, mi-a zis că s-o surpriză plăcută, că nu știu ce, că bla bla, trebuie să mă mut în București. Mi-a zis, mă suni când te muți. Și între timp ăștia s-au certat cu Chișul și eu eram la Suceava și îmi venea să plâng când citeam pe, apăruse pe internet, nu mai știu unde am văzut, că s-a rupt Chișul de Deco, că gata. Și eram, asta era unica mea speranță să fac stand-up în București, că mi-a zis mie Chișul că mă bag în Deco, știi? Mă rog, ca încă o paranteză, dar fucking shit, este, pentru mine este incredibil. Și ați mers la România Talent. Am mers la România Talent, am distrus, a fost cel mai vizionat clip în primele 24 de ore. Da, a fost genial. În momentul, deci când s-a dat drumul la site, a căzut, deci nu am atins minutul de aur a sezonului, din câte îmi aduc aminte, și a căzut site-ul de la Pro. Să-l căutați pe YouTube că este. Deci a căzut site-ul de la Pro. Noi, seara după, noi eram la spectacol în Suceava, mă, la Padrină. Noi făceam show la Padrinul în timp ce se difuza România au talent cu momentul nostru. S-a terminat momentul și am început show de stand-up în Suceava. Și am zis, am fost la România au talent, acum s-a difuzat, acum bla bla. Am mers în cameră de la Suceava, am mers în cameră la hotel și în cameră la hotel am încercat să vedem momentul și nu se putea accesa site-ul de la ProTV. Căzuse netul. Deci le picase site-ul pentru că era cererea atât de mare să se uite la moment, la momente. Prima zi mega articol că s-a distrus, mamă, cele mai multe vizualizări în primele 24 de ore, 324.000 de vizualizări. Primul după noi era 270.000 în primele 24 de ore. Pe site-ul ProTV, deci nu pe YouTube, să zici a captat, s-a dus în feed-uri și nu știu ce și bla bla. Așa. S-a distrus. Momentul ăla am fost, mamă, deci eram cu lacrimi în ochi, zic, the thing. Ai acum e. Va, să-mi dau piciorul. Hai că se întâmplă. Așa. Trece bucata, nu știu ce, bla, bla, anunță ăștia semifinaliștii. Bă, eram, în fața televizorului lipit, tot nu vedeam unde suntem puși, că nu vedeam, era un perete și tot îl luam de pe perete. Și am rămas șocat, sincer. Și noi nu eram. Noi între timp ne-am dat seama că ceva e off, pentru că au început să ne ascundă din feed-ul de la Pro. Nu mai eram în feed. Eram ascunși sub tot felul de clipuri, trebuia să ne cauți o grămadă, să găsești momentul, nu eram... Și tot restul erau pompați, restul erau, mamă, ăsta, să vezi cum o cânta, să vezi cum cânta, zic, mă, momentul nostru, ne-am dat seama că ceva e off. Pentru că după primele 2 săptămâni, ne-au tăiat și din, noi apăream cu moment în promo. Da, bă, bam, și după aia ne-au tăiat, nu mai eram în promo. Și am fost, dude, ceva, nu este în regulă. Nu, n-am sunat și noi am crezut că vor să ne lase pe Șostache ca să nu facă hype, că noi ne-am gândit că s-ar putea să fie prea bun momentul ca să așa și să ne ascundă un pic până la semifinale ca să facă hype după aia, ca să mai fie, ca să fie un pic de suspans. Pe jumătate ai avut dreptate. Bun. Și ce s-a întâmplat? Ne-au sunat după aia oameni după ce s-a anunțat finaliștii și noi nu eram între finaliști. Bă, deci nu pot să spun ce zi a fost aia. Cred. Eram, man, nu are cum. Eu știu reacția care a fost în sală.
Eu știu cum oamenii s-au pierdut când au văzut momentul. Cum îl cheamă dansatorul? Petre. Petre, Mihai Petre. Mihai Petre. Nu știu găsi cuvintele, era, nu înțelegea ce se întâmplă. Andra i-a zis, pă, și Andy a zis că pentru mine... Zi tu, Andy. Opa, scuze. Pentru mine e... Zi tu, Andy. Bă, să emoționat povestind. Zi, lasă. Și a zis, zi tu, Andy. Andy a zis că e cel mai tare moment de comedie pe care l-a văzut în ultimul timp. Și de acolo încolo, noi cu lacrimi în ochi, deci era sala în picioare. Intrasem la ora 1 după ce ne-a ținut de la 6 după masă, ne-a ținut acolo până la ora 1 seara. Și am intrat la ora 1 și erau oameni în picioare mâncați așa durata. Erau oameni de s-aplauda în operă. Montajul făcut de ei a fost mult sub. A fost desincronizat un pic, a fost când arătau sala, nu arăta sala în picioare, că la jumate momentul erau oameni în picioare, man. Și sala era cu oameni care stau jos. Da. Deci nu a transmis exact vibe-ul care a fost în bucate. A fost primul semnal de alarmă. A fost primul semnal de alarmă, a fost, man, să dai tu și să nu dai cum, băi, când îmi merg foarte la minte cum o exploda sala, cum erau, mamă, toți pe spate, a fost mega hype. Ne-au scos total și după aia am zis, Andy, că lumea s-a așteptat la noi să fim buni, că noi suntem profesioniști și am fost, te piși, bă, să pișe prost, pentru că e o emisiune concurs, nu este concurs, este emisiune concurs, producătorii decid ce se întâmplă și dacă există ceva ce este din pattern, ce este absolut prea bun sau care prea, poate da. Să fie prea bun, da, sau poate să, că noi aduceam față de rest, aduceam tot timpul elementul surpriză. Că ăla care o cânta frumos, o cânta frumos, dar ăla care a făcut pantomime, deja e cu totul altă pantomime, e cu totul alt sens. Pe zona de comedie trebuie să ai trei seturi extraordinar de bune și noi aveam trei pantomime făcute cap-coadă care să aibă sens într-un colaj. Că era un time traveler din ăsta care ajunge, după aia ajunge bătrân, după aia se întoarce, era foarte nice. Dar tot. Te mai întâlnit cu Andy de atunci? Da, ne-am mai întâlnit. Și da, nu l-ai întrebat? Nu, dar el ne-a zis, băieți, nu s-a putut face nimic pentru voi, zice, mie mi-a plăcut foarte mult, a fost decizia producătorilor ca să, așa. Da. Și s-a întâmplat chestia asta. Off the record, da? Așa, și alea trei... Și acolo mi-am luat decizia că este vorba de, deja erau luni până mă mut, deja eram clar, dacă nu stabilisem clar. I-am și spus lui Flavius că așa, că o să plec, nu știu ce. După aia m-a sunat, s-a certat Radu cu Toma și cu Sergiu, o spart aristocrații. Așa, și m-a sunat Radu în decembrie, într-o noapte, era abia seară. Abia aștept să vină Toma să povestească de ce s-a certat cu Radu, că e genial. Nu știi? M-a sunat, o să povestească ei, da, nu da, povestea da, noastră da, asta. Da, da, da. Și m-a sunat și a zis, Sorin, dacă vrei să vii la București, să eu vreau să fac trupa aristocrației. În clasă eram, dar tu nu ești cu Sergiu, cu Toma, nu, când ne-am certat, că bla, bla. Și la mine a fost un semn, am zis, bă, da, asta este. Și atunci am început din ianuarie să merg, făceam naveta de la Timișoara la București, făceam naveta săptămânal ca să fac și cu brigada și cu aristocrații. Și acolo, acolo am început să ne certăm eu cu Flavius. Dar n-ați terminat bine. Păi nu, n-am închis-o bine în bucata aia, pentru că eu îi spuneam, eu vreau să merg la București, eu văd asta ca pe oportunitate pentru mine și eu nu mai vreau să stau în Timișoara, mi se pare că am stat oricum prea mult în Timișoara, da, după ce ți-am spus eu că vreau să merg și tu ai zis că hai să mai stăm și în continuare nu vrei să mergi și aia asta îmi pare rău. Și a fost o bucată în care am plecat. Bă, normal că s-a supărat. Păi de și atunci că... am plecat. Ce? El a rămas cu gagică sa. Da. Și acum sunteți ok? L-am mai sunat, el nu m-a mai sunat. Dar eu l-am mai sunat, pentru că mi-a fost drag de el. Holy shit. Mm-hmm. Nu credeam că s-a terminat așa. Da, s-a terminat destul de abrupt. Noi oameni care... Adică mă gândeam că e bucuros acum pentru ce ai ajuns tu și nu că ți s-a... Așa ceva. Nu cred că păi eu cum, să zic că uite, Nicu cu mine... Că, da? Nicu, Nicu are altă traiectorie. El e vedetă pe plan local acolo. Asta e, unul e, și e bine. Nicu bine. Cu mine a fost... M-a luat așa sub aripa lui. Da, ok. Și cumva tot... Nicu a comis-o pe maică, mi-a zis, mă lase la București. Da, da. I-a explicat că da e o chestie, fie, da, se poate întâmpla, și zic, maică, da, și dracu, în fine. Nu contează, dar ciudat asta. Adică îmi pare rău că... Bă, da. Și atunci am venit în Timișoara, m-a sunat un tip care punea show-uri, Eugen. Foarte mult de discuție. Nu vreau să intru în discuția asta. Nu mai vreau să intru în discuția asta. Băi, deci, nu, deci serios, ăsta o să dureze 5 ore. Doar, zis, okay, nu te întreb nimic, zic doar eu. Că a mai fost un manager. O să te corectez dacă o arzi. Nu, dar nu zic nimic. Nu, știu ce nu vrei să zic și nu o să zic. Vreau doar să zic că tu ai fost cel care... Care l-am avertizat să nu fie țăran și a fost. Da, hai să o ținem așa. Hai să o ținem așa. Deci el m-a sunat, Sorin, aș vrea să te reprezint. Eu am zis Eugen foarte bine, pentru că aveam povestea lui Eugen, aveam un background al lui. Știam exact, okay. da, știam, pentru că ne-a spus un fost asociat de-a lui, cu care noi am lucrat la un bar în Galați
Și el mi-a zis să ai grijă la băiatul ăsta. Deși ajunsese să lucreze cu toți. Da, da, da. Mi-a zis să ai grijă la băiatul ăsta. Și eu, când m-a sunat Eugen, i-am spus: Eugen, uite care e faza. Umblă vorba despre tine. Eu pot să iau în calcul că există o rea intenție din partea omului ăsta și că vrea să-ți bagi strâmbe ca să nu-ți meargă bine. Eu pot să înțeleg asta. Dar, please, beware, că eu o să mă uit, o să număr, o să fac. Te rog eu frumos, că eu îmi doresc atât de mult, îmi doream să aveam, să am un impresar. Da. Și am vorbit cu el și am spus: Sorin, crede-mă că nu, eu nu fac, există. Nu există așa ceva. Și după aia a început să ne fure. Și noi ne-am dat seama și l-am dat cu toții, l-am dat afară din breaslă, i-am zis: man, nu e ok, nu e ok ce fac. Deși ajunsese să lucreze, atenție, asta e foarte important. A avut toți comedianții în mână. Toți. A ajuns cu toată lumea. Cu Teo, cu Costel, cu Vio, cu Sorin. Bordea, Micuțu, Nathan Ticu, exact, absolut toți. Exact, eram 15 la un moment dat. Și el lucra cu toți. Am avut cu el o poveste, da? Am deschis lui Teo odată la Slobozia, mai am luat Teo în deschidere și era cu el pe show. Și abia am apucat să-mi cu Sergiu de ce făceam noi, balele ale noastre, și m-am dus la el și i-am zis că, uite, salut, hei, știi, uite, și eu sunt nou acum și fac chestia asta și uite cu Sergiu, dacă, și poate la un moment dat, dacă vrei, uite, poate pui și mie și lui Sergiu niște show-uri, știi? Și el s-a uitat așa la mine și mi-a zis, da, dar nu mai știu exact cum a zis, dar ceva de genul că nu lucrez decât cu comedianți mari, nu pot să vă pun vouă. Da, a fost să așa gen, bă, da, era așa, era. Dar, deci ce, dacă a avut o parte bună Eugen, toată bucata asta, că a avut un flair extraordinar. Adică el a văzut-o venind. Și-a dat seama la un moment dat că va fi mare industria asta. Și că o să se facă și a vrut să fie de acolo. Greșeala lui care a fost? Greșeala lui a fost că nu a fost sincer cu toată bucata. Că el putea să zică: bă, băieți, eu nu sunt mulțumit de banii pe care îi fac. Uite, eu aș vrea atâta. Eu mergeam cu el cu mașina și spuneam: măi, Eugen, dar hai să împărțim altfel banii. Dar că mie nu mi se pare corect. Eu nu știu cum împărțesc. El lua o sumă fixă, 300 de lei pe show. Okay, da, dar erau show-uri în care se încasau o grămadă de bani și el lua tot 300 de lei. Da, și ziceam: Eugen, nu e corect. Tu ar trebui să fii plătit din procent. Da. Deci când se fac mulți bani, faci și tu mulți bani. Când se fac bani puțin, cum e și firesc. Da. Și el zicea: nu, că eu sunt mulțumit așa. Băi, și era efectiv, suna alarma aia de: tu ești prost, eu zic că vrei, dacă vrei mai mulți bani, tu spui că ești ok cu mai puțin bani. Unde? Și atunci la mine a fost un red flag. Am zis: man, dacă ăsta e mulțumit cu banii ăștia, înseamnă că undeva face niște bani în plus. Că nu că are sens. Da, nu are sens. Na. Și în fine, una peste alta am aflat și cum făcea banii. L-am pus în fața faptelor. A început să oarbă că eu țineam de fapt banii ăștia ca să vi dau când nu merge. Dar zic: bă, v-a dat vreuna dintre voi că nu am mai avut show-uri care nu au mers. O lua cineva mai mulți bani, atunci nu. Bun, Eugen. Deci fondul ăla nu funcționează. Aoleu. Înțelegi? Dar el a vorbit la Deco să mă bage pe mine la Deco pentru că el avea nevoie să mă treacă pe afiș rezident Deco. De la Deco, da. Ca să poată să te vândă. Și atunci am intrat la Deco și de la Deco am avut noroc că m-am integrat cu oamenii aia, că am început să ne înțelegem bine. În vremea aia orgolii erau un pic mai mici de toate părțile și ne-am înțeles, ne-am înțeles bine cu toată lumea. Am început să mă înțeleg bine cu băieții de la 99. Cred că un mare aport a fost și faptul că aveam glumă după glumă și atunci în bucata aia un mare avantaj era că puteam să urcam după oricine fără să mi se taie. Deci mamă, știu că nu puteam. Erai primul pe listă mereu când lipsea cineva în weekend. Da, pentru că reușeam să duc, că nu era atât de tare personajul pe care l-aveam, nici măcar, dar livram glumă după glumă și după un timp începeai să râzi. Adică asta era secretul, știi? Și atunci cred că toate bucățile astea m-au ajutat. Cred că m-a ajutat și faptul că am încercat să fiu cât mai fair play am putut cu oamenii, că e foarte important. În orice branșă, networking-ul este extraordinar. Da, așa e. Și dar ținte că noi am fost împreună la niște show-uri la Bacău Bacău și încă ceva. Eu aveam o părere foarte prostă despre tine în perioada aia. Da, parcă am simțit ceva. Da, nu, că îți spun. Cred că, deci prima chestie care n-a ajutat în interacțiunea noastră a fost că făceai parte din Comedica și cumva în capul meu era tot ce seamănă să adună. Și atunci, pentru că era Nicu Bendea și cu Iancu și eu considerând că mi s-a făcut o nedreptate și că ei sunt oricum în zona în care trebuiau să renunțe ei la noi, în capul nostru așa era, ei trebuiau să renunțe la ăsta și ni s-a părut foarte nașpa. Și plus că au fost, dintr-un motiv sau altul, ori timizi, ori nevorbitori, eu am crezut că sunt gânfați.
Și atunci păstratul, pentru că noi, bă, noi ne întâlneam la Mureș, oameni din Cluj, oameni din Craiova, oameni ăsta, și aveam o relație de amiciție și discutam și râdeam. Ei erau altă într-un colțișor al lor, oameni de la Cluj care au luat premiu și nu s-au integrat. Și atunci în capul meu a fost... Mai degrabă Iancu decât Nicu. Eu pot să înțeleg asta, că știu și pe Iancu bine. Și atunci a fost în zona asta în care te-am asociat cu ei. Da, 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 știi? Înțeleg. Și atunci, deci tu când ai plecat, noi când ne-am cunoscut, tu ai plecat de la minus 2. Da? Da. După aia, ce s-a mai întâmplat? Tot dintr-o neînțelegere stupidă. Asta dar eu ca să spun. Da, e fain. Tu urcai pe scenă și înainte să urci, tu erai acolo la clubul în care făceam, tu erai în zona de opening middle. Da, da, da. Opening. Așa. Care, da. Și ne tot întrebai, tot venea la mine să întreb, dar venea la mine, deci nu întrebai pe toată lumea, venea la mine și întrebai cine urcă primul. Și eu în capul meu credeam că tu mă întrebi pe mine dacă urc eu primul, dacă, deci îmi dai de înțeles că n-aș vrea și eu să urc primul. Și atunci, în cap, nu, eu primul eu spun, as in opening? Sau nu, cum? Nu. Deci eram noi toți acolo, știi cum să stătea da, la da, asta. Da, da. Păi și tu veșnic mă întrebai pe mine, dar nu mă întrebai pe Teo, pe Costel sau pe Vio care urcă primul, să înțelegi așa. Eu am crezut că tot timpul mă întreb pe mine ca să-ți las eu o portie să zic, bine, mai că urc eu primul. Și eu nu înțelegeam, man, tu ești opening, tu urci primul. Eu întrebam în ideea că eu nu eram parte din show. Da, numai că tu frazând atât de prost întrebarea nu cred. Că tu în mod normal trebuia să întreb cine urcă după mine. Eu întrebam cine urcă primul, da, că da, din punctul meu de vedere, eu nu eram show, bun, știi? Bun, dar ca să nu, înțelegi, înțeleg, da, și eu tot timpul ăla mă gândeam, man, dar de ce nu întreb cine urcă primul? Că primul înseamnă cine urcă primul pe scenă. Adică dacă tot mă întreabă tot pe mine și veșnic pe mine mă întreabă, înseamnă că îmi dă de înțeles mie că ar trebui să urc eu primul uneori și să-l mai las și el să urce după mine. Nu care cred. Și eu veneam din într-o zonă în care eu nu eram de acasă, niciunde. Eu făceam la toate cluburile, dar nu eram de acasă. Exact. Și eu sufeream de bucata asta de n-aveam un club de casă să fac. Și atunci în toată bucata și la un dat, când am fost atunci la show-uri, cu tine și cu Viu am fost. Nu mai știu, dar când am rămas noi doi în mașină, ți-am și spus atunci. Ți-am și spus, man, care era sensul întrebării alea? De ce mă tot întrebai? Da, eu îți spun că era, adică am și lămurit-o. Și atunci te-am întrebat și ziceam, că cine urcă primul după mine? Ziceam, man, dar frazarea era proastă, da. Pentru că tu urcai primul, după care, după tine urca cineva. Deci cine urcă după mine? Asta era, mi se părea... Dar vezi cât de interesant că e? Că mai făceau și Teo și Vio și Costel, mai făceau la alte cluburi. Și atunci nu era tot timpul închide Teo sau închide Vio sau închide Costel, nu era bătut în cuie. Că era destul de dinamică. Cum e și acum? Da, că mergeai acolo, făceai acolo, veneai aici, că voiai să vezi și alte cluburi. Dar cât de interesantă e chestia asta, că vezi că intențiile mele de fapt erau extra bune, în sensul în care eu pe voi vă vedeam comediant și eu începător, da, nici și tu, nu mă vedeam și parte tu în show. Care urcă primul? Care urcă primul show, da. Că e show-ul vostru. Dar asta știi? Pentru că și percepția mea despre mine era că eu nu neavând club de casă, eu am crezut că tu ne vezi pe noi ca fiind în aceeași linie și gen, cine urcă primul și atunci că dacă noi niciunul suntem de acasă, ori tu, acum cine urcă primul, știi? Da, mamă, și eu tot nu puteam să înțeleg, dar mi se prea așa neam prost să te întreb, zic, man, poate îl întreb, dar zic, man, nici nu vreau să-l dau în zona asta și eram așa într-o zonă, man, și toate astea puse cap la cap, plus alte păreri care nu ți-au făcut. Bă, eu am avut... Dar aici, nu aici, n-ai ce să-i faci, așa a fost. Știi care e faza cu, de exemplu, pe mine m-a și adus cum ar veni Narcisa. Și de aici, din partea asta, deja cu jumate din tag mă eram la... Cred că de aici a fost o chestie, din nou, o chestie care nu a ajutat. Pentru da, că știu. Ai venit cumva într-o zonă în care, cred că ai fost printre puțini oameni pe care i-a adus un impresar în mediul ăsta, deci nu în zona de stand-up, că tu erai deja în zona de stand-up, dar nu erai în mediul ăsta. Dar știi care e confuzia? Că pe mine nu m-a adus Narcisa, pe mine m-a chemat Narcisa la București, după ce Teo, Vio și Costel mi-au zis, bă, vino la București. A, da, că era... Așa a fost, n-a fost că Narcisa nici nu m-a văzut, nu cred că m-a văzut. Trebuie să înțelegi că în perioada erau două cluburi de comedie. Eu nu știam. Și mai era Prometeus, dar nu era considerat așa de... Dar era. Și era, atunci era Deco și 99. Era mulți comedianți. Puține locuri. Și eu puține am locuri. Am și atunci cam toată lumea își dorea să urce, mai ales începători, mai ales openeri.
eu eram într-o zonă în care eu îmi puneam și jocuri în țară. Mai mergeam, mai, deci eu nu sufeream neapărat. Erau sâmbete în care aveam 5 jocuri în București. Da. Știu, tu aveai foarte multe jocuri. Băgam. Dar ce vreau să spun este că în bucata aia, oamenii au perceput-o ca, bă, stai un pic, dar nu-i corect, mă. Dar noi suntem aici, noi încercăm să urcăm și asta aduce din altă parte un om și îl promovează și îl mai urcă și mai nu știe. Și a fost așa un pic, dar știi care e de fapt adevărul? Că n-a fost așa. Pentru că ideea e în felul următor. Eu urcam la 99 foarte des, fără să iau bani sau fără să fiu pe afiș, că îi rugam pe comitent. Eu eram tot timpul acolo, față de tot ceilalți care erau din generația mea, să zic. Eu eram mereu acolo, îi rugam pe toți comedianții dacă mă lasă să urc și eu 5 minute în față, fără bani, fără nimic, doar ca să am stage. Toți ceilalți o percepeau, că gen, ia uite mă, iar ăsta. Ai, dar eu eram acolo și mă rugam. Eu nu eram prezent pe afiș sau ceva, unu. Și doi la mână, eu de fiecare dată când deschideam, eu rupeam. Că am înțeles, adică atunci era bine. Era la modul, bă, eu, ok, înțeleg, I get it. Eu înțelegeam și atunci. Bă, înțeleg de ce poți să ai o animozitate față. Dar eu când urc, alea 10 minute, eu le rup. Înțeles. De aia îmi dau, că aveam cel mai des eu și Raul, care și eu și Raul, bă. Erați bine, știi? Da. Și mulțumim, mi se pare mega fair play așa. Da. De acolo, de la momentul Eugen, am urcat în toate cluburile și după aia... nu mai știu în ce an suntem. Am ajuns la Deco, Micuțul cu Bordea și-au făcut clubul lor, Racing-ul. Și asta e foarte important de zis, pentru că noi, indiferent la ce statut eram, că tu ești în generația mai dinaintea mea, dar și în a mea și în a voastră, până se facă toate astea, adu-ți aminte, era doar 99 și se bătea toată lumea. 99 și Deco, a fost și Deco. Deco a fost închis simultan. A fost închis, crede-mă. Eu când am venit, Deco era închis, s-a redeschis la o altă locație, când a venit Dan Badea, așa, bă, se redeschide Deco, hai să vedem cum facem. Eu n-am călcat în Deco. Dar îți spun sigur. Care Deco zici tu? Nu primul. Deci al Deco doilea. Primul a fost închis o perioadă, s-a redeschis în ce nu știi tu despre Deco era că Deco schimba locația aproape tot timpul. Deci Deco n-a fost niciodată închis, a fost temporar închis pe timpul verii. Da? Da, el se închidea pe timpul verii când se muta locația în altă parte. Nu știu, ce treburi erau acolo, dar se muta. A fost Deco, la Deco mai băgau Micuțul Bordea și bla bla bla. După aia, când a plecat trupa Deco de acolo, a rămas ăștia, s-au reinventat ca trupa cealaltă. Era trupa cealaltă de la Deco, dar trupa cealaltă era Micuțul Radu Isac, Tiberiu Popovici și nu mai știu cine. Bla, bla. Eu nu știu foarte mult din istoria aia, am crâmpeie de amintiri despre cum mi s-a povestit despre bucata asta, deci nu pot să zic în clar ce s-a întâmplat, dar a fost, s-au creat niște animozități în bucata asta, după aia făceau improvizații cu Teo, Teo Costel și Costel, da? Și acolo au început să fie niște bucăți de, nu știu, supără ego, dar părinte din prostie, adică toți nervii care s-au întâmplat în ăsta au fost din prostie, pentru că periodic noi dădeam seama că suntem proști și ne întâlneam și beam la o masă, discutam, ne împăcam și după aia două luni mai târziu iar se certau pe căcaturi. Pe căcaturi, pentru că ăla așa și acum ăsta, dar ăsta de ce așa și... Dar cum să spun, nu chestii mari. Toate frustrările pe care le trăiesc cu oamenii și asta sunt absolut convins pentru că le-am trăit și eu, sunt datorate și cauzate de persoana mea. Dacă eu am frustrări și nervi sau mi se pare mie că nu e corect față de ceva, este pentru că așteptările mele vis-a-vis de mine sunt mai mari decât ce am fost eu în stare și dispus să lucrez. Nu are nicio legătură cu altul. Dacă eu sunt supărat, normal, toată lumea are o chestie în asta de, bă, ăla i s-a întâmplat, a ajuns acolo și i s-a întâmplat. Bă, nu i s-a întâmplat. O tras, a avut networking, o făcut, o fost în situația, dacă merge bine și merge bine produsul, înseamnă că este foarte bine pe ce face și că este munca lui. Da, corect. Dar e foarte greu să înțelegi, pentru că nu înțelegi, pentru că ești tânăr și nu înțelegi cum funcționează lucrurile. Și asta... Și atunci începi să ai niște animozități vis-a-vis de ăsta. Îți trebuie să ajungi un pic matur să înțelegi că fiecare și are locul, fiecare are minutele lui de celebritate, fiecare dacă intră în zona de awareness publică, va rămâne acolo un timp și va fi greu de scos. Trebuie să livrezi, chiar dacă nu livrezi așa de des, dar o dată la un an, doi, dacă scoți un material bun și oamenii te plac în continuare sau așa, nu trebuie să scoți săptămâna, nu trebuie să scoți o dată la lună.
Dar dacă scoți atât la 2 ani un material care să fie bun, vei rămâne în capul oamenilor și oamenii o să te placă în continuare. Și loc pentru fiecare, că nu e creierul limitat, spațiul mental e atât de mare, dar când ești la început, nu știi, ai impresia că toată lumea ține minte un singur om și după aia te uită pe tine și le ia pe celălalt și după aia pe tine te-a uitat. Nu funcționează așa. Dar ești la început și nu știi. Și vrei tot și vrei și primești. Tu simți că poți. Da, și nu ți se întâmplă. Și tu ce simți nu se potențialul, dar nu demonstrezi valoarea. Da. Și atunci diferența între potențial și valoare este zona de depresie și zona de nervi și de ură și de invidie față de altul și că este diferența între ce aș putea eu să fac și valoarea pe care o am eu în momentul, da. Cât am acumulat și cât am putut eu să fac acum. Și dacă te uiți doar la ce faci tu, atunci ești mult mai fericit și poți să mergi mai departe făcând lucruri. Tu ai ajuns la Deco, erai rezident la Deco? Eram rezident la Deco, băgam 99 și după aia s-a întâmplat, eu tot căutam să fac club de comedie, nu găseam oameni. Am rămas la Deco rezident, a plecat Bordea și cu Micuțu și atunci s-a întors Bobonete și Vâncică, s-au întors, da, în zona de stand-up. Am făcut cu ei, nu știu câți ani am făcut cu ei, că nu mai știu să număr. Ai făcut, oricum, dar am făcut cu ei. Mult, da. Am făcut cu ei niște ani. După care eu am simțit că Deco se stinge, pentru că Bobonete nu mai avea chef, biletul era prea mare, locațiile deveneau din ce în ce mai dubioase, deci nu mai aveam unde să mergi, erau tot sticle, nu, noi ceream, pune cortine să nu fie sticlă, fă un cadru intim, nu pune biletul, aici în față era 70, în spate era 60, dar era, dacă aici sau acolo nu era nicio diferență, știi? Era fucked up. De multe ori jucam cu rândul din față gol, că era prea scump și restul, toată sala plină de față, nu era oameni și era, man, nu puteai să umpli și astea cu 60 de lei. Man, deci niște zone de nu. Așa. Și atunci, în momentul ăla, noi am început show de seară, am făcut emisiunea show de seară, pentru care am acostat, dacă îmi permit să zic și din spate, am acostat, mergeam cu Popescu la toate programele, lansările de grile din toamnă. Așa. Și mergeam cu Popescu și încercam să acostăm producători. Okay. La Antena, la Pro, la Pone, am mai mers noi, așa, am intrat pe Șustache. Și am ajuns la Comedy Central la un moment dat și am intrat la Comedy Central, care e omul cel mai așa. Noi între timp făcusem un pilot, l-am filmat la Spike în garaj, la Paul. Okay. Așa, și l-am montat, nu știu ce, bla bla. Și am făcut, aveam un pilot, pilot pe care l-am retras, că prima dată l-am tras la Andrei. Îmi scap acum, Andrei Tănase. Andrei Tănase, așa. Da. Așa, l-am tras la el, după care l-am tras la Spike, mi se pare, asta a fost succesiunea. După care l-am tras la o televiziune, nu putem spune la ce televiziune, dar ne-au ajutat foarte mult băieții acolo, că au reușit să ne dea pilotul să putem să-l piciuim. Și de acolo am plecat cu el la Comedy Central, am băut cu băiatul ăla care era managerul, Zoltan îl chema, el era pe sud-estul Europei, la Viacom. Și am băut cu el și am explicat ce proiect avem și așa. Și omul a fost foarte nice. Atunci l-a chemat pe un alt tip care era directorul de programe. Am vorbit cu el, ne-am distrat extraordinar de bine. Un om super, super smicher. Și omul a fost, bă, da, hai să facem. Și am primit buget. Noi am explicat că vrem să-l facem într-o zonă. Ei au zis, da, pentru ce nu se poate, trebuie să-l începem așa și după aia ajungem. Noi am vrut să-l facem săptămânal și să fie relevant contentul. Da, da, da. Că am vrut să-l facem pe zona politică, pe zona așa. Și nu puteam să-l producem pentru că era delay-ul foarte mare între echipa de producție și timpul de airtime-ul. Pentru că noi am vrut să-l facem într-un regim aproape live. Ea n-aveau buget, erau alte chestii. Ne-am certat cu ei în primul sezon, o mers. Al doilea sezon ni s-a zis că îl facem ca în primul sezon. Și noi deja eram band, dar n-am vorbit ca așa, dar am avut nevoie și de bani și de experiență, aia că a fost nice. Dar întrebarea mea este, a fost, din punctul tău de vedere, a fost o reușită sau nu? A fost o reușită, asta, pentru că... Cum o vezi? A fost o reușită pentru că am învățat ce înseamnă să faci TV, uh-huh, am învățat ce înseamnă să scrii pentru TV și cum poate să funcționeze televiziunea într-un picior. Și, dar multe, multe din bucăți. Eu eram, mi se pare că eu fiind omul care am deschis discuția cu Zoltan, eram foarte apropiat de Zoltan. Și mai scriam, mai vorbeam cu el, nu știu ce. Și mi-a zis Zoltan la un moment dat, zice, bă, eu o să plec din Viacom. Și zice, aș vrea să mai semnați încă două sezoane, dacă vreți, că aș vrea să le facem astea. Și am fost așa într-o zonă, am zis, bă, dacă îi să facem sau nu facem. Și atunci am fost, bă, pleacă Zoltan, astea sunt două sezoane, dacă nu să ne mai aruncăm să le mai facem. Și bă, hai să le mai facem și asta este. Și am terminat cu sezoanele alea. Dar nu mai știu câte am făcut, habar n-am, 3 sau 4, nu mai știu. Dar știu că a fost, am luat două. Am făcut două sezoane, am luat în contract. Dar stai așa un pic.
Tu deja trăiai din stand-up, de mult. Eu am început să trăiesc din stand-up în 2008, prost. Asta zic, dar să trăiești... acolo deci supraviețuiai mai degrabă. În 2008, ca să înțelegi, diferența de bani era așa. Supraviețuiam, da. Eu făceam pe lună medie 750 de lei, 7 milioane jumate cum erau, sau nu, 750 de lei, că deja cred că se făcuse... denominarea? Denominarea, așa. Echivalentul a 750 de lei, colegii mei care terminaseră facultatea și lucrau ingineri, câștigau 2500 de lei. Okay. Da, deci era diferența, da. Păi și când ai ajuns să trăiești bine... Într-un an de zile am ajuns la bani. Okay. Într-un an de zi am ajuns la bani, dar nu aveam certitudinea banilor, deci nu veneau lunar, da? Aveam luni în care produceam mai mult și luni în care produceam mai puțin, deci trebuia să fiu foarte atent la cheltuit, știi? Așa, munca din spate, nu mi s-au întâmplat 2500 de lei pe lună. Eu făceam să se întâmple 2500 de lei până la înțelegi. Așa. Nu, ca să înțeleagă oamenii că nu păi, că te-a pus stai și după cred, aia... Cred că după toate poveștile astea, cred că au înțeles că... Bun. Așa, și după aia, cred că în 2010, am început să simt că-s peste. Și asta a venit și la pachet cu bucuria mea de a face ce îmi place. Și atunci mă întâlneam cu colegi de mine de facultate și ziceau, mamă, ce norocos ești că nu știu ce. Și dar tu cam câți bani faci pe lună? Și când ziceam câți bani fac pe lună, că deja ajunsesem peste ei, nu cu mult, dar eram ei. Și ziceam, mă, nu te cred. Și eram, da, că nu, atâția ăștia-s banii pe ei fac. Dar zic, eu ca să mai ameliorez impactul, erau, bă, sunt și luni în care fac atâta și, atunci e bine, știi? Băi, da, la tine, deci pe mine ce mă bucură cel mai tare este că, în sfârșit, mi se pare că ești unde ar trebui să fii. Pentru că tu, ani de zile, ai fost, din punctul meu de vedere, și nu doar al meu, un comediant extraordinar care livra la fiecare spectacol, distrugeai sala. Bă, țin minte, eram acolo, eu nu vorbesc din ce am văzut pe net, eu am fost în sală. Murea lumea, distrugea, bă, și cumva nu se coagula în personajul tău. Da, nu, niciodată n-am trezit de ce. Mi-era frică să ies din zona de confort. Adică? Am fost un purist tot timpul în zona de stand-up. Am crezut cu tărie că dacă eu sunt bun, o să demonstrez. Fără să mergi în locuri. Da. Da, aici am greșit și eu. Aia a fost prima chestie. A doua chestie, mi-a fost foarte frică să nu mă expun prea repede, putând să trăiesc din banii de stand-up pe care îi făceam cu 50-80 de oameni în sală, așa, îmi făceam stage time. Și am știut tot timpul că cu cât întârzi bucata de lansare, cu atât ești mai copt ca să poți să susții... Cum a pățit micuțul cu Ai Umorul. Cum sunt foarte mulți oameni din zona de Ai Umor care s-au dus la Ai Umor fiind deschizători, fiind openeri, da. N-au putut să livreze și într-un an de zile s-au dus în cap. Pentru că nu ești pregătit. Nu ești pregătit să livrezi material. Sau acolo? După. Deci după, ei au avut un material care mergea bine 10 minute. Cum au mai încropit un 10 minute, da, au mai încropit un 10 minute pentru final sau semifinal sau cum a fost. Da? O mers bine, a fost în zona care a mers bine. Și problema a fost că de acolo încolo nu a avut resurse suficiente cât să înțeleagă cum să construiești un material. Da. A simțit disconfort pe scenă, și toate bucățile astea, dacă le dai prea repede, că eu vreau să trăiesc o viață întreagă din stand-up, eu nu vreau să trăiesc până la 25 de ani. Atunci n-am vrut să mă grăbesc să mă expun foarte repede din start. Am preferat să câștig experiență ca în momentul în care încep să mă expun să nu-mi fie greu la a livra pe scenă. Să nu fie discrepanța mare între cum poate să monteze unii o emisiune și când vii în sală să înțelegi că, bă, dar stai un pic. Ce? Eu la ăsta am râs la televizor, dar aici ce e asta? Exact asta spuneam de Micuțu, că Micuțu când s-a dus la Ai Umor și efectiv a explodat, el avea deja o grămadă de ani. Da, a fost un arc întins. Da, și după aia când se ducea în sală, făcea și în sală treabă. Da. Față de alții care, exact cum spui tu. Da, e foarte important. Și atunci trebuie să-ți analizezi zona de expunere. Dacă vrei să ajungi foarte cunoscut foarte repede, poți să ajungi foarte cunoscut foarte repede. Nu e o problemă asta. Sunt pârghii și poți să ajungi foarte cunoscut. Pentru ce vrei să ajungi foarte cunoscut? Că din nou, și asta e foarte important. Pentru orice vrei să ajungi cunoscut. Vrei să ajungi cunoscut ca și comediant? Păi dacă vrei să ajungi ca și comediant, trebuie să faci comedie. Ca să faci comedie, nu poți să presupui că deja știi. Sau că ești fanii pe scenă. Că da, poți să fii fanii pe scenă, dar nu ai setul de scule necesare. Ca un strungar care nu are toate sculele la el ca să înceapă să frezeze ceva. Știe cum să face, dar nu are cât trebuie să dai un milimetru jumate, îți trebuie de nu știu câte ori să dai 2 milimetri și să zici, mamă, cât am intrat
mult, am intrat mult. Da. Înțelegi, ca un sculptor, ca orice, orice meserie trebuie să aibă, are un grad de finisul așa. Cred eu că am încercat și am fugit foarte mult, am fugit de zona de expunere foarte mult, mi se reproșa asta, eu îmi reproșam asta, am avut zona mea de depresie, am trecut prin toate stările. Și totodată foarte mulțumit și încrezător că tot cumva se termină, cumva o să fie ok, cumva. O să fie ok. Dar acum ești unde ți-ai dorit să fii? Sau ți-ai dorit mai sus? Eu sunt tot timpul, am fost unde mi-am dorit să fiu. Niciodată n-am fost unde nu mi-am dorit să fiu. Ok. Adică de când m-am apucat, am știut exact unde sunt și că îmi doresc să fiu aici. N-aș sări nicio etapă și n-aș fi vrut să nu am experiențele pe care le-am avut cu toți oamenii, fie ele proaste, pentru că m-am învățat ceva despre oameni și despre oamenii ăia. Despre mine, despre cum pot eu să reacționez în situațiile astea. Și atunci nu cred că există o destinație. Stand-up-ul nu este ai ajuns. Stand-up-ul nu este ai ajuns. Stand-up-ul este îl mai faci încă? Cred că stand-up-ul este ceea ce faci. Nu este locul în care ai ajuns ca un finish. Păi cum zicea Seinfeld, nu? Că ești, sau eu cred că era cu... Ești la fel de bun precum a fost ultimul talk show. Ce mai vreau să le zic oamenilor care dacă vor să se apuce este că atunci când tu consideri că ai ajuns, este momentul în care nu mai alergi, că dacă ai trecut de finish, nu are sens să mai alergi, că tu ai trecut. Ai ajuns. Da. Dar trebuie să fie plăcerea de a alerga, nu dorința de a câștiga cursa. Pentru că dacă ai plăcerea de a alerga, atunci lucrurile merg în bine. Dorința de a termina o cursă, să termină repede. Ai terminat cursa și ai terminat. Și atunci simți tu că ai depășit pragul și gata, eu am terminat cursa asta. Trebuie să-ți placă alergatul. Trebuie să-ți placă stand-up-ul în a-l face el intrisec. Și asta poți să faci așa. Te gândești să vezi dacă acum ai bani din stand-up, dacă n-ai mai avea bani, ce ai face? Și dacă n-ai mai avea bani, să te gândești dacă te-ai mulțumi să faci 20 de oameni, și oricum 20 de oameni cum făceai la început. Și dacă asta îți aduce împlinire, înseamnă că ești on the right track și că este pentru tine chestia aia. Eu mereu am zis că pe mine ce mă face fericit la un show este să-i aud că râd. Nu când vin după aia și mi-au banii. Aia mă ajută să trăiesc. Te ajută să mai faci altă sală să râdă. Da. Absolut. Dar pe mine fericirea este când am coborât de pe scenă și oamenii aplaudă și știu că a fost un show bun. Acolo sunt eu fericit. Că eu banii mi-i iau și dacă e show prost. Dacă e show prost, eu două nopți, știi? Dorm în așpa. Și de asta mi se pare că mai aveam discuții cu unii care ziceau: "A, nu, că mie nu pasă, că după ce am terminat, s-a terminat." Nu. Cum dracu s-a terminat? Nu. Așa e și la mine. Așa e și la mine. Băi, a fost, nu știu cât va dura, să vedem, poate ne împărțim în două, nici nu știu. Două ore jumate am stat. Fucking două ore, shit. Poate nu două jumate, dar două ore și un sfert am stat. Dar a fost o poveste extraordinară, chiar abia așteptam să vii, să o audă oamenii de la tine, pentru că e printre cele mai stufoase povești din stand-up-ul românesc. Asta și pentru că am internalizat-o eu foarte... Nu, știi de ce mai mult? Pentru că, exact cum ți-am spus de mai multe ori că mă regăsesc, pentru că noi venind și din alte orașe, ne fiind aici, pentru că, de exemplu, am vorbit cu Costel, am vorbit cu Bordea, cu Teo, bă, traseul de la un punct încolo e același. Da. Că na, erau aici, erau deja, au intrat în lumea aia, a fost mai greu până au intrat. Dar când tu ești din Marghita, Suceava, Bârlad, Huș, ce știu eu, alte orașe și îți dorești să faci orice formă de manifestare artistică, fie ea stand-up sau altceva, povestea începe de acolo. Da, ăla e mult până aici. Da, e mult și până de aici încă de aici încolo. Mai. Și de aia zic, wow. Aș vrea să zic mulțumesc frumos pentru invitație. Eu, mersi că ai venit. Îmi pare foarte bine că m-ai chemat și aș vrea să mai las o notă filozofică încercând să transmit tuturor oamenilor cu care am lucrat până acum că le mulțumesc. Până în punctul ăsta și că probabil că o să fiu recunoscător și de acum încolo, pentru că e o analogie vis-a-vis de pădure, că doar copacii înalți te fac și pe tine ca copac să crești drept și înalt. Și atunci apropierea cu oamenii ăștia care au valoare, cu absolut toți oamenii pe care i-am întâlnit sau într-un fel au dat valoare, m-au făcut să fiu ce sunt. Și la rândul lor bănuiesc că și ei sunt ce sunt pentru că au stat în apropierea oamenilor care au stat cu ei.
Narcisa mi-a zis acum 130 de ani, uh-huh, după ce am deschis pentru băieți și așa, da, și mi-a zis Teo Viocostel că bă, ar trebui să te mă la București, că nu știu, da, ce. Eu nu înțelegeam de ce trebuie să mă la București. Ia că o să spun o chestie care mi-a spus o tata la una și mie mi-a rămas în cap. Ok, păi, și Narcisa mi-a zis că eu am zis, bă, dar ce pana mea, eu pot să vin de la Suceava, da, adică tu poți să-mi pui show în Cluj, da, și eu plec de la Suceava în Cluj. Nu-i. Și mi-a zis, nu e de unde stai, e de oamenii cu care ești înconjurat. Înconjurat, da. Și ca, zis, a, okay, ca să dau, asta a fost o lecție pe care mi-a zis-o tata, mi-a zis tata așa, când treci pe stradă și vezi 10 muncitori și un inginer, treci pe lângă ei și zici, ce faceți, bă, pulelor? Și când treci pe stradă și vezi 10 ingineri și un muncitor, treci și zici, bună ziua, domnilor ingineri. Și atunci, okay, este foarte important zona în care stai, cu cine, oamenii cu cine, cu care stai, pentru că ceilalți te vor identifica cu oamenii. Bă, da. Da. Să o bună ziua, domnilor ingineri. Bă, da.